Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Nici măcar nu mai știm, teoretic e 99, dar suntem live. Așa că o să vedem de cu numărul mai încolo. Important este că suntem live din studio cu un invitat foarte fain. Îl salut pe Emil Voica. Mulțumesc pentru invitație, George. Emil și Cătălin Voica, pe deasupra, care probabil n-ați auzit de el și e ok, pentru că e mai behind the scenes, așa, este un softist deștept care se ocupă de rent-a-car. Dar nu despre business-ul lui l-am chemat să vorbească astăzi aici, deși are niște povești foarte interesante. Din câte am auzit, ești a treia generație de specialiști în rent-a-car, adică bunicul făcea rent-a-car în România. Toată lumea făcea chestia asta în familie, să fiu sincer cu tine, gen tatăl meu avea mai multe brevete la OSIM pentru invenții din domeniul auto decât am văzut vreodată, lucra la un institut de cercetare al statului. Chiar acum... Recent discutam cu el despre cât de frumoasă a fost nișa asta acum 60 de ani, acum 70 de ani în România. Cred că ai văzut Ne-am mărit miliardar. Da, da, da. Mașinuța care se rotea în cerc era închiriată. Nu cred. De la? ONT Carpați? De la ONT Carpați, da. De la ONT Carpați. Așadar, ONT Carpați închiria mașini, se numea, cum se numea? Carpați Rent-a-Car. Carpați Rent-a-Car. Și nu de apărat despre rent-a-car vom vorbi, ci despre cum se dau țepe cu mașini și ce ponturi deștepte sunt din industria asta, de la cineva care lucrează, iată, oare în sânge. Cred că dacă te-a pus să sapi un pic în arborele genealogic, poate pe la străbunici găsești că vindeau cai. Aduceau cereale din Vâlcea pe care le vindeau la Piața Romană. Ok. Deci antreprenor din tată în fiu, educat, școlit, dar după ce a lucrat un pic pe afară, s-a întors în țară și a vrut el să facă o firmă de rent-a-car. Până la urmă a renunțat la idee, dar a învățat suficient de multe din industria asta încât să lucreze în ea fără să aibă o firmă de rent-a-car. Și povestind noi zilele trecute, când ne-am cunoscut recent, ne-am dat seama clar că ar dura foarte mult o discuție între noi și am zis, bă, nu mai bine o dăm direct pe internet, că tot avem o discuție interesantă, hai să o și facem în fața camerei. Așadar, astăzi suntem în direct, la momentul la care probabil, dacă tu te uiți în direct, o să vezi în direct chestia asta, dar poate și înregistrat. Însă, la finalul acestui podcast, interviu, o să luăm și câteva întrebări de la cei care ne urmăresc, că poate au și ei situații de genul. Și hai să vă povestesc o pățanie de-a mea de la rent-a-car. Dar nu o să vorbim doar despre rent-a-car, o să vorbim și despre cum se dau țepe cu daună totală, cu mașinii în România. Cred că oricum nu s-a schimbat mare lucru față de acum 200 de ani când se furau cai. Absolut la fel. Suntem la metodele fel. Au evoluat, sunt un pic mai inteligente și mai tehnologice, dar efectul e același. Ok. Îți zic pățania mea și plecăm de la ea și îmi zici dacă încă mai e valabil. Eu ca reporter ar trebui să mai și călătoresc în afara țării și trebuie să închiriez mașină ca să mă pot mișca. Adică e... Timpul e scurt și n-ai timp să mergi cu trenul pe distanțe. Bă, și de fiecare dată când mergeam în străinătate și ori în vacanță, ori în interes de serviciu, de fiecare dată aia de la rent-a-car erau super scârboși cu mine și îmi cereau car de credit, îmi blocau 1700 de euro pentru o închiriere de 3 zile pentru 200 de euro, îmi luau mai mult, îmi rezervam compacte, îmi dădeau mai mică. Care e faza? Avem noi o reputație, noi românii suntem chiar atât de răi clienți de rent-a-car? Uite, o să fiu absolut sincer cu tine. Da. Ok. Dar eu nu sunt. România este printre cele mai complicate și atipice piețe în sensul că avem, dacă o pot numi așa, o patologie socială în sensul ăsta. Adică? Daunalitate imensă. România au daunalitate imensă față de italieni, față de spanioli, față de belgeni. Străinii care vin în România lovesc mașinile mai puțin decât românii de prin România, deși ei nu cunosc țara, nu cunosc drumuri, intersecții, chestii. Păi da, stai puțin, că noi știm și... că devine infrastructura, domnule. Noi facem accidente din cauza drumurilor. Uite, când te uiți pe statistici, vezi că nu fetele lovesc mașinile, ci bărbații le lovesc, vezi că nu străinii le lovesc, ci românii le lovesc, cei care au 35 de ani, 40 de ani, zona unde n-ar trebui să întâmple, că au reflexe, au tot ceea ce trebuie. Ține cumva de percepția pe care eu o au cu privire la mașină. Adică? În momentul în care mașina nu-ți aparține și nu e a ta, nu contează. Avem clienți care ne spun aproape zilnic că mașina de închiriere nu e o mașină reală, adică nu trebuie să mai declare daunele la poliție, nu? Sau accidentele, sau nu mai riscă să li se suspende permisul dacă fac ceva, că nu e ca și cum e o mașină reală. Don't be gentle, she's a rental. Exact. Adică avem clienți care închiriază o mașină și merg doar în viteza a treia. De ce? Pentru că nu vor să plătească upgrade pe clasa automată. Și atunci, știind să conducă doar automată, pun mașina în viteza a treia și conduc 14 zile în viteza a doua sau în viteza a treia. Nu, chestia asta nu există. Chestia asta există. E reală.
Și dacă ne uităm peste statistici, luăm două țări, nu știu, România și Polonia, care sunt două piețe relativ similare cam din toate punctele de vedere, mă rog, comparabile, să spunem. Daunalitatea în România, 1-5, daunalitatea în Polonia, 1%. Nu, stai puțin. Adică din 5 mașini care pleacă de la rentăcar la români... Una vine cu daună. Mică, poate să fie o daună mică, poate să fie o piatră în parbriz, poate să fie o zgrietură pe ușă, poate să fie o îndoitură de ușă. Problema este că daunele astea se adună. O mașină închiriată de regulă 200 de zile pe an. Cam asta e o medie ok, să zicem, da? Pe o medie de 10 zile de închiriere, adică ai cam 20 de clienți pe mașină. Dacă 4 dintre ei ți-au făcut o daună mică, vei avea 12 daune mici peste 3 ani pe mașina respectivă, dacă o ții 3 ani. Multe nici măcar nu rămân 3 ani. Și daunele astea se strâng, îți afectează valoarea reziduală la mașină odată. Problema este că afectează și percepția celorlalți clienți, pentru că ei nu pot închiria mașini impecabile. Și sunt unele țări unde mașinile sunt impecabile. Nu știu, în Austria mașinile sunt impecabile. În România nu sunt impecabile, pentru că ar însemna să stea în service. Dar nici în Italia nu sunt prea impecabile. În Italia nu sunt. La fel impecabile. În Franța nu sunt. În Franța sunt lovite, la fel, daunalitatea e imensă. Dar în România n-ar trebui să fie. De ce? Pentru că noi nu parcăm împingându-ne mașinile, știi, cu bara. Nu se întâmplă chestii de genul ăsta. Și noi nu avem atâția turiști străini. Dacă stai să te uiți, în Franța sunt foarte mulți asiatici, sunt foarte mulți turiști care vin din Spania, din Italia, din zonele astea unde sunt obișnuiți, să spunem, să conducă un pic mai agresiv și așa mai departe. În România însă, daunele sunt în mare parte nedeclarate, da? Și sunt daune cauzate nu neapărat de accidente, ci super mult de ignoranță, gen băi de ulei sparte în borduri, mașini lăsate descuiate sau nelăsate în viteză și prăbușite în prăpăstii, chestii de genul ăsta. Bine că ai zis. L-am provocat pe Emil să pregătească poze. Și avem și dovezi, așa că dacă vreți să ne distrăm, vreți? Avem vreo 20-30 de poze cu mașini distruse de clienți luate de la rentăcar. Nu o să dăm nume, dar sunt tare curios dacă îmi poți povesti spețele, pentru că pe mine mie mi s-a părut fascinantă aia cu cei care au luat un Duster și s-au dus pe câmp și au nimerit într-o gaură. Da, corect. Era un pilon pentru o turbină eoliană. Da, un pilon săpat. Dar era pe autostradă? Nu, era pe câmp, pur și simplu. Au avut o idee genială de a merge pe câmp noaptea cu farurile stinse. Da? Dar de ce? Găsiseră o fată pe undeva și voiau să ducă pe câmp. Da? Nu înțeleg. Ok. Și mergând noaptea pe câmp cu farurile stinse, au căzut în fundația unui pilon de centrală eoliană. Caroseria mașinii s-a deformat. Fundația respectivă era foarte dreptunghiulară, mașina intra aproape la fix, nu s-au mai deschis portierele, caroseria oricum s-a deformat. La 3 dimineața cine căuta macara pentru Constanța? Da? În cazul în care te întreb, ca să-i scoată din gaură că erau blocați în mașină. Nici măcar nu puteau să spargă parbrizul, n-am înțeles exact de ce. Și la final, evident, întrebarea era dacă garanția aia de 200 de euro li se returnează, pentru că teoretic n-a fost un accident, că nu s-au lovit de nimic. Au căzut într-o gaură. Auzi, ai voie să iei mașina de la rentăcar să mergi cu ea pe câmp? Teoretic, da. Poți să mergi cu ea pe câmp dacă îți propui neapărat chestia asta. Nu există o restricție la majoritatea companiilor. Sunt companii care îți interzic să mergi pe suprafețe care nu sunt asfaltate. Dar okay. Teoretic vorbind, există 100% toleranță pe chestia asta. Atât timp când nu-ți bagi joc de mașină, poți să faci cam orice. Poți să intri pe drumuri de țară. Gândește, ar fi ciudat foarte mulți din cei care vin din străinătate. Vor să lucă la Viscri, poate. Exact. Da. Și ar fi ciudat să ne interziști chestia asta. Dar sunt și situații în care firmele de asigurare dau ele țepe și o să vorbim în partea a doua. Hai să ne jucăm un pic, pentru că eu am aici un ecran mare, am un Samsung de wall pe care mă mai joc din când în când și o să încerc eu să văd, să dau poze pe care mi le-a trimis Emil pe WhatsApp. Cu screen mirroring, îl pornești tu? Nu o să-l ținem pornit foarte mult, doar că să vă arăt câteva poze, o să fie foarte distractiv. Hai să arătăm cum se returnează o mașină la români prima dată. Exact, să vă arătăm cum se returnează o mașină la români. Ia să vedem. Pot să fac eu așa? Nu? Așa, așa. Distribuiți. Sunt mai nou cu tehnologia, aveți un pic de răbdare cu mine. O rezolv imediat. Între timp, apropo, dacă n-aveți ce face, vă uitați și dați un like, dați un share și pregătiți o întrebare bună pentru specialistul de la rentăcar, pentru că avem și ponturi despre cum poți să trăiești fără să mai cumperi mașină dacă închiriezi super ieftin. Hai să dau eu screen share, mă o secundă, că nu așa, proiectarea ecranului, ăla-i. Gata. Bun. Așa, îmi dai tu ok?
Așa. Deci uite, aici. Așa, ce avem noi aici? Dauna tipică. Cam așa arată dauna tipică în România. Aș îndrăzni să spun că 50% din daunele pe mașini de închiriat sunt daune pe aripă, prag, ușă. De regulă pe partea șoferului. Da? Lovesc diferite chestii. Stâlpi, okay. Stâlpi, alte mașini. Evident, problema n-ar fi neapărat că le lovesc. Problema e că nu declară daunele. Aha. Pentru că nedeclarând dauna, dauna în sine nu e asigurabilă. Și atunci îți returnează mașina în aeroport, nu te informează că mașina a avut o daună și rămâi așa cu mașina și trebuie să o cam repari singur fără a folosi polița de asigurare casco. Pentru că nu există un proces verbal de constatare. Asta e puțin și garanția lui. Adică tu nu e la bani înainte, nu te-ai asigurat? Da, dar garanția lui nu-ți acoperă nimic, pentru că garanția e de 150 de euro. Noi închiriem foarte mult cu garanții mici sau cu produse de asigurare totală. În ideea în care poate să lovească mașina, nu e absolut nicio problemă. Tipul care a făcut daunul ăsta a scăpat? Fără să absolut, plătesc... toți au scăpat. Din ce urmează să arăt, toți au plătit maxim 150 de euro. Păi și ok așa? Păi tu cum faci să nu rămâi cu... Trebuie să dai faliment până acum, la câte poze am văzut. Ideea este că este un joc al numerelor, da? Și trebuie să păstrezi daunele sub anumite procente, sub mm-hmm. anumite zone, da? Dar ți-ai putea permite, de exemplu, în România, dacă nu ar exista daunalitate pe mașină de închiriat, cred că prețul ar putea scădea cu 50% oricând. Deci am putea să plătim mai puțin la rentă car? La jumătate. La jumătate. Deci pentru că unii nu declară, cum ar fi chestia asta, este un... Este un CLA, cred, sau CLA. Un sedan. Ori un sedan, ori de exact. Arată interesant așa. S-a întors? Da, și sunt mașini care se întorc, nu știi ce au lovit, asta e problema atunci când nu declară. E problema numărul unu, pentru că te trezești după cu plângeri de la poliție, cu mașini lovite în trafic și mașina noastră e mașina vinovată, întotdeauna. Păi da, dar dacă el a lovit și asta e faptă de cod rutier. Da, și teoretic vorbind de fugă de la locul accidentului. Și îl prinde poliția până la urmă? Nu, niciodată. Băi, pentru că clientul se urcă în avion și pleacă în Spania. Și poliția îl caută. Și îl caută, și îl caută, și îl caută și s-ar putea să nu mai revină. Sau s-ar putea să revină în 5 ani, în 7 ani. O să dau un exemplu cu un client care mie mi se pare super interesant. Când aveam firma de rentăcar, una dintre primele mașini pe care am avut a fost un Chevrolet Aveo. Facelift-ul care avea 5 stele la euro în cap. Dacă la înainte avea 2,5. Da. Deci corect. Facelift-ul. Am închiriat mașina, mi-a venit mașina în aeroport super frumoasă, i-am returnat clientului garanția, i-am urat un zbor plăcut, s-a urcat clientul în avion, tot încercam să descui mașina să mă suni ea să plec, știi? Și mașina nu se mai deschidea în telecomandă. Și la primele mașini noi aveam o chestie, Chevrolet avea un defect constructiv, puteai să descui mașina cu cheia apăsând un pic pe butuc. Și pentru asta erau butucii mascați, deci puteai să o deschizi doar din telecomandă. Și mașina nu se deschidea în telecomandă, am prezumat că nu are baterie, am dus frumos la mall, am schimbat bateria, mașina nu se deschidea în continuare. Care crezi că era explicația? Păi, clientul lovise, avea un chiriat de la noi, argintiu, daună totală, îl pusese sub podul de la Otopeni, luase plăcuțele de pe el, le pusese random în aeroportul Otopeni pe un alt Aveo care era aproape identic, da, îmi returnase mașina, îi returnase în garanția, da, dar mașina pe care eu o luasem în primire nu era mașina mea și nu aveam cum să verific, era un Aveo argintiu care arăta la fel, avea fix capace, fix la fel. Un român. Un român. Foarte deștept. Băi, omul foarte deștept. Deci, fii atent, a dat daună mașinii, a băgat-o sub pod. Uh-huh. Tu ești sigur că vrei să zici toate chestiile astea? Da, nu e o problemă. Suntem obișnuiți, pe cât de deștept sunt și ei, cred că am învățat și noi suficiente lucruri în ultimii ani încât să ne apărăm de chestii de astea. Avem emițătoare okay. pe mașini, mașinile sunt pudrate cu substanțe speciale să le vedem la lumină ultravioletă, în cazul în care avem suspiciuni, să vedem pe unde au pus mânuțele pe capotă sau pe sub capotă, dacă au furat piese, dacă au făcut ceva. E foarte greu acum, după atâția ani de experiență, să mai fim păcăliți pe anumite chestii. Ok. Însă, ce-ți pot spune și ca o mică paranteză, e că o firmă nouă care intră pe piață, n-are un operator, că noi suntem practic broker și vedem de la toate companiile, o firmă nouă românească n-are nicio șansă. Pentru că... Nivelul de know-how... E fantastic. Trebuie să te vaccinezi la TACP. Exact. Ok. Hai să vă mai arăt rapid. Aici avem un Logan. Hai să le mitraliem. Asta... Corect. Sărim super repede. Daună la fel. Este daună pe aripă, pe spate. Toată mașina pe partea stângă e luată. Ok. Ăsta? Față-spate la fel. Mașina față-spate lovită. Băi, dar ăsta cum a reușit? Mașina a dat într-un tomberon. Mergea drept pe stradă, a lovit un tomberon. Vorbesc foarte serios. Tomberon? Da. Mergea pe stradă și a dat într-un tomberon. Într-un tomberon metalic. A, deci se uita la telefon. Pe telefon, probabil. Da. Asta ce a făcut? Așa arată o mașină care e returnată în aeroport, de exemplu, dacă clientul vrea să fie neserios. Mașina e spălată la exterior, dacă te uiți cu atenție, arată super bine din exterior, returnezi garanția, dar de fapt dacă te duci în parcare și o descui, așa arată la interior. Dar de ce a făcut chestia asta? Păi pur și simplu n-a mai spălat-o. Așa a avut el mașina în rent, probabil a cărat ceva, da?
A spălat mașina exterior, a returnat-o. Ce a cărat, mă, ca... Uite și tu ce e acolo la picioare. Apropo, de ce la rentă car nu se mai pun preșuri, că a dispars? Nu, pentru că interfera... clienții nu sunt obișnuiți cu toate modelele de mașini și interferează cu ambreiajul sau cu frâna. Uneori, pe anumite modele de mașini, covorașele intră sub ambreiaj sau frână, clienții nu sunt obișnuiți, nu reglează scaunul, nu fac chestii și apar probleme. Și atunci nu se mai pun covorașe. Zi-mi aici. Deci un Clio pe care o să-l mai intru o altă poză, o mașină care pur și simplu a trecut de balustradă, asta e una dintre primele mașini pe care l-am închiriat, o Skoda lovită la fel stânga și dreapta față, o să vezi pe ambele părți dacă mai trecem așa rapid prin poze, deci, asta e un Golf. Stai puțin. Deci, dacă îmi spui ce a lovit asta, să se dea peste cap, ești foarte tare. Un cal. Nu. A lovit ceva ce e în imagine, de fapt. Capul de pod. Exact. A luat capul ăla de pod și s-a întors aici. Exact. Wow. Gândește ce viteză avea, pentru că dacă te uiți cu atenție... Podul? Mașina! Dacă te uiți cu atenție, uite-te ce șanț a făcut în fotografia respectivă. În dreapta imaginii undeva se vede șanțul. Da. Nu știu dacă poți să dai zoom de acolo, dar se vede șanțul și se vede exact. În partea dreaptă, pur și simplu... A rupt aici? Exact. A rupt, s-a lovit, a ricoșat peste cap. Mam, don't be gentle, she's a rental. Deci, ăsta... Ăsta e un GLA. Așa. Cu 3000 de kilometri, de altfel. Ok. Da? Cam așa arată. Găsim o suprafață de 10 cm pătrați fără daune, aia să încercăm. Nu. 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 Deci zi-mi ce a făcut asta, sunt tare curios. S-a dat peste cap de mai multe ori. De fapt a urcat o pantă, era înghețat, i s-a oprit motorul cumva, a luat de volan stânga și mașina s-a dat peste cap. Deci, undeva pe un drum, pe o pantă din asta super agresivă, unde nu trebuia să fie cu mașina de la început. S-a dus pe munte, a făcut hiking cu mașina. Ceva de genul. Mm-hmm. Dar pe drum asfaltat, pe o pantă. Aici, ăsta e unul dintre cazurile cele mai interesante. Mașina asta a fost dată cu acid și zgâriată, probabil de o soție geloasă, asta era bănuiala noastră. Pe toate părțile, zgârieturi cu cheia și acid. Da, cineva a aruncat acid, se vede mai bine, cred că aveam un întreg deck de poze la mașina asta. Nu știu cât de ușor să le găsești, dar toată mașina practic e corodată și atacată cu cheia. Ok. Cam așa... Stai puțin, vrei să-mi zici că și aici... Ăsta a predat mașina și a scăpat, așa? Ăsta a scăpat cu zero, pentru că avea un produs de full insurance. Deci, practic, aici el a scăpat complet. Mașina se face pe cască pe vandalism, pentru că el a fost super inteligent și a declarat totul la poliție și a făcut tot ce trebuia să facă. Deci, teoretic vorbind, în cazul ăsta, clientul nu are nicio vină, e clientul ideal. Îmi doresc ca toți clienții să fie ca el. Problema nu e niciodată dauna în sine. Nu, nevasta. Nu. Problema e faptul că nu le declară. Da, corect. Corect. Da. Un pic de asumare, nu? Exact. Da. Deci cât ai zis, una din cinci se întoarce cu ceva de genul daune. Față de una dintr-o sută în Polonia. Corect. Ok. Zi-mi care-i treaba cu interiorul ăsta. Câți kilometri avem mașina? O să avem mai multe interioare de tipul ăsta. Aici avem o Opel Corsa fix înainte de pandemie. O mașină nouă-nouță, de altfel. Opel Corsa nouă-nouță. Da, era un Opel Corsa nouă-nouță, chiar de la un dealer, o mașină de replacement foarte nouă, nu știu, până în 10.000 de kilometri. Cam așa s-a întors. Banana e super inteligent plasată în fotografie. Banana, da. Da. Și o să vezi că foarte români? Multe... Români? Și bă, foarte multe interioare sunt. Da, cu interioare, cu sâmbă. Eu mă zic că există niște străini care fac chestia asta. Nu poate să fie doar români. Nu. Există o preconcepție că străinii într-o anumită țară ar face chestia asta, da? Dar e doar o preconcepție. Că am văzut că sunt mulți cu mașini de rent-a-car. Da, dar și românii se comportă la fel, crede-mă. Am înțeles. Ăsta are farurile aprinse. Da, vezi? Deci asta este mașina pe care ai văzut-o lovită în cealaltă fotografie. Cea de care spuneam. Da? Și vezi, pur și simplu, n-a fost atent, a luat de volan. Deci ori e... Da. Da. N-a fost obișnuit cu o mașină de genul ăsta, cu o mașină care se trage atât de bine. Trage. Mercedes-urile trag. Aici avem tot un GLA. La fel, daune, lovituri de stâlpișori și borduri. Și o să vezi că, uite, ăsta este A-clasul sedan, da? La fel, se vede dauna făcută de acid în anumite poze. Deci nu e mizerie, nu. Ăsta e acid. Nu, da, și e pe toate pozele, adică e cu revopsirea integrală. Ok. Fabia, pe care am văzut-o lovită și în spate aici, este lovită și în față, deci aceeași mașină între două închirieri. Prima dată ai văzut în spate, acum o vezi în față, da? X3. Da. Intersecție... N-a respectat, dacă mă aduc aminte bine, culoarea roșie a semaforului, a venit o mașină, a evitat în stâlp. Deci, practic, a închiriat-o și a devenit șofer de BMW, instant. După cum vezi, mașina daună totală. După chestia asta e daună totală, da. Într-adevăr. Iar și Octavia aia, da. Asta are o poveste foarte interesantă. Bun. Deci,
Provocare. Gândiți-vă, dacă a fost o singură persoană în mașină, cum s-a declanșat airbag-ul de la pasager, de pe locul din dreapta? Și m-am lansat eu, m-a provocat Emil mai devreme, m-am zis eu, păi, stai că e accelerația, decelerarea din... Dar zi-mi tu, că mi se pare prea tare. Teoretic, mașina asta ar fi scăpat, n-ar fi fost daună totală, da? Problema este, clientul a luat decizia să transporte un sac cu mâncare de animale pe locul din dreapta, dacă observi, în loc să-l pună în portbagaj, l-a pus pe scaunul pasagerului, mașina a detectat greutatea, a pornit airbag-ul la impact. Și acum chiar e daună totală. Ar fi scăpat, că era doar airbag-ul de volan și botul mașinii lovit, dar acum e cu tot, cu schimbare de bord, cu toate airbag-urile și e daună totală. Și asta. Și n-a făcut-o cu intenție? Nu. Pur și simplu... S-a dus ea mâncare la animale și... A aruncat sacul pe locul din dreapta și uite, chestia asta e o chestie periculoasă de regulă, pentru că am văzut la unele modele de mașini, în momentul în care airbag-ul cortină de la pasager explodează, poți să ai probleme pentru că la unele mașini bucăți de plastic și diferite chestii sunt, să zicem așa, expulzate în exterior și te pot lovi. E o idee foarte proastă în general să faci chestia asta, să pui pe scaunul pasagerului lucruri pe care nu le folosești, mașina detectează greutate și ai niște surprize, mai ales cum erau airbag-urile atacate, dacă ți-au și aminte la un moment dat. Poți să arunce diferite corpuri străine spre tine și te expui inutil. Da, deci nu mai puneți chestii pe locul pasagerului, puneți-le în portbagaj. Încă un gelea. Încă un gelea. Mai știi? Da. Ai o memorie foarte sincer bună. Sincer să fiu, la mașinile de genul ăsta îți aduce aminte pentru că sunt daune foarte mari și majoritatea sunt cu daună totală. Repararea unei mașini de genul ăsta... Cum se desfășoară discuția cu un om de genul ăsta? Discuția se desfășoară la modul bună ziua. Am zgâriat un pic mașina și voiam să știu cum primesc mașina la schimb. Și tu ceri o poză pe WhatsApp și deschizi WhatsApp-ul, că de asta le-am și eu pe WhatsApp, și te uiți la această mașină și zici, ok, aveți proces verbal de la poliție? Și de regulă răspunsul este, nu, dar e o mașină închiriată. Ok, haideți, duceți-vă la poliție și declarați un termen ca să nu vi se suspende permisul, să nu primiți o amendă. Sunt mulți dintre ei care în ceasul final se duc la poliție și declară. Problema este cu cei care nu returnează mașina la sediul nostru sau undeva, ci în aeroport, și atunci te trezești că mașina asta trebuie să plece în două ore la următorul client. Că a fost deja rezervată din sistem, vinovatul a plecat în Spania sau în Italia. A lăsat cheile pe bord, eventual nici măcar nu s-a mai predat mașina. Da? Și tu ai mașina asta pe care trebuie să dai următorului client la 4 dimineața, să spunem. Da. Ok. Aici avem căutător de aur. E foarte simplu. Deci avem în poza asta toate lucrurile. Avem lopată, avem lenjerie intimă. Deci, ăla cred că e un sutien în stânga jos, dacă nu mă înșel. Acum realizez și o prima dată. Da, e un sutien, dar de lat. Da, a lăsat lopata, și găleata aici. Exact, în aeroport. Probabil a căutat aur. Asta ar fi explicația mea. S-au îngropat. Pe cineva. Elodia să fie oare? Obțin mai multe informații decât mi-am dorit. Ok. La fel, daună tipică. Asta e daună. Da. Deci asta e o mașină returnată în condiții de abuz. Sunt foarte multe care sunt returnate așa. Cola peste tot prin mașină sau cafea. Ce e asta? Exact. Băi, ce a făcut acolo? A creat mobilă cu mașina. Și foarte mulți fac chestia asta. Care mobilă cu mașina și li se lovesc de bord, de tapiseria de sus, de capitonaj, de diferite chestii. Promit solemn să nu mai car niciodată mobilă cu mașina. Eu am zgâriat o mașină la bara din spate, la capac, efectiv băgând și scoțând ceva. Știți zgârietura aia de pe... Eu, o masă. Nu mai car niciodată mobilă cu mașina mea. Prefer să plătesc transportul. Și sau poți lua de la centrele astea mari comerciale care vând mobilă, au mașinuțele alea de 3,5 tone și așa mai departe, speciale, cu tip pătrate, e super. Nu mai car niciodată, dar scoarță da. Am cărat scoarță cu Tesla, scoarță decorativă, de pin, am găsit. Apropo, dacă puteți mai ajunge la comentarii, caut o sursă de scoarță mai mare de 40 de milimetri. Nu găsesc. Ai văzut. Probleme de... Să depășim momentul. Deci, a cărat mobilă. Bă, da, mai cărat și altceva în afară de mobilă, că aici este un jeg, a descărcat Oberon. Foarte multe mașini arată așa. Cu spălarea de tapiserie la ordinea zilei e o operațiune complicată, se spală cu abur, se igienizează. Acum, în era COVID, mașinile trebuie igienizate și mai bine. O să arăt cum pleacă o mașină, o să arăt de altfel, cred că e chiar mașina asta, o să-ți arăt cum a plecat. Da, apare la un moment dat în poze. Aici avem din nou Mercedesul Benz pe care l-am văzut cu acid și undeva... Okay. Undeva deasupra bușonului de la rezervor, la fel se vede foarte bine dauna făcută de acid. Ok. Le-am un pic în ordine aleatorie aici, nu? Da, nu e absolut nicio problemă și eu ți l-am trimis
foarte prost. Sărim un pic peste asta. Asta e o daună la fel. O Corsa, cred că era. Nici nu mai aduc aminte. Și daună, mă, să nu mai e mașină. Asta da. E un... Da. Asta și așa ați găsit-o? Sunt returnate. Deci mașinile sunt pur și simplu returnate de clienți. Clienții ne dau SMS și ne spun vă găsiți mașina la adresa strada Portocalilor numărul 33 din Buzău. Și te trezești că sunt în Statele Unite, că au plecat. Adică e atât de simplu. Uite, aici avem două poze, da? Deci avem într-un Opel 1, cred că este un Opel Vivaro, sper să nu mă înșel. Opel Vivaro sau Renault Trafic este. Mașină returnată în aeroport. Familie, copii, mașină returnată în aeroport. Au trăit în ea. Ăștia n-au mai luat camera la hotel, probabil. Au luat mai... Dar uite-te cum arată. Deci ai tapiserie, ai despălat, ai... Și la fel o mașină foarte nouă și problema la mașinile astea când sunt atât de murdărite, murdăria e ca murdăria, dar mirosurile și toate chestiile astea din scaune, dacă deci scaunele sunt pătate, e foarte greu de igienizat o mașină de genul ăsta. Am testat noi de la Kärcher injecție extracție, nu merge cu din aia? Noi de regulă plătim detailing atunci când apare o chestie de genul ăsta, și dar nu e ieftin. Și nu e ieftin deloc. Da. Pentru că nu poți să dai o mașină, oricât ai curățat-o și ai spalat-o, nu poți să o mai dai următorului client. Eu te știu. Din nou. Give me hope banana. Ok. Asta e iarăși aia cu uite, aici. Acolo se vede foarte bine. Zgriturile. Da, se văd foarte, foarte bine. Băi, dar cu ce a dat? Cu șurubelnița? Cu șurubelnița, cuțit, ceva de genul. Da, și după cum observe și îndoită. La mânerul ușii, între mânerul ușii și... Ăsta e container. Containerul se vede în poză. Dreapta, da, sus. Da. Daună container, ok. La fel și captorul daună tală. Același Mercedes-Benz, luat cu cheia. Asta e mașina pe care ai văzut-o în prima poză, lovită pe dreapta, e lovită și pe stânga. Adică dacă credeai că a fost lovită doar pe dreapta față, e și pe stânga spate la fel. Ei, și asta e o bucățică de istorie. Hai să ne oprim un pic cu pozele astea. Așa arăta un fluturaș la Carpați, rent a car în 1942. Sunt aproape 80 de ani, nu? Da? Aproape 80 de ani de când în România exista o companie care îți închiria 5 București 100 broscuță. Și nu doar atât, aveau pliante traduse în limba germană, în italiană, în franceză. Foarte tare. Sigle de porțelan, ceea ce pentru vremea respectivă era fantastic. Prețurile cred că erau în mărci, nu sunt sigur. Da. Deci, uite, mit dauer bis 6 stunden. Deci până la 6 ore, puteai să închiriezi doar 6 ore? Da, aparent. Una sau 6 zile, 7 mărci pe zi, über 7 tage, deci peste 7 zile, 6 mărci 50. Și preț kilometru adițional. Fantastic. Ia uite. Deci, asta e aeroportul Băneasa, dacă te scoți atenția. Da. Deci la aeroportul Băneasa, dacă veneai din Republica Federală sau Democrată Germană, puteai să închiriezi Mercedes, cum îi spune la asta, bot de cal sau cum cred că da. Da. Aici avem Mozvici, Lada și broscuță. Lux. Pentru vremea respectivă, îți dai seama, fantastic. Da. Foarte tare. Bine, hai să oprim caloriferul, televizorul. Și... Ne-am încălzit oricând de la poze. Da, exact. A fost foarte tare. V-am arătat câteva daune pe care le fac românii la rent-a-car. Încercați să nu fiți ca precum oamenii de mai devreme. Pentru că am putea să plătim mai puțin la rent-a-car. Și am început cu partea distractivă ca să vă atragem atenția. Dar eu cred că în minutele care urmează o să vă convingem să fiți mai gentle with the rental, să fiți mai gingași, mai prietenoși cu mașina de închiriat, pentru că avem un super pont pentru voi. Au ajuns atât de ieftine încât de foarte multe ori nu mai merită să-ți cumperi mașină. Și dacă învățăm și noi să ne comportăm civilizat cu mașinile de la închirieri, cum fac polonezii, ca să nu zic de nemți și austrieci, am putea să avem Logan cu 10 euro pe zi? Cred că 7. 7 euro pe zi. Da. Deci, când mi-ai zis că poți să iau Logan cu 10 euro, eu am mai văzut în chestia asta, dar de fiecare dată nu reușeam să le iau sub 2-3 zile. Am încercat o dată să închiriez de curiozitate Loganul de 10 euro. Bă, există? E mit sau e realitate? E o realitate. În extra sezon... Stai să-ți fac eu microfonul mai așa. Suntem în direct, da? Gata. Așa, zi. România e o piață sezonieră. Ai 3 luni mari de sezon, 9 luni de extra sezon. În extra sezon poți închiria mașini foarte ieftin. Foarte ieftin, discutăm, nu știu, Mercedes-Benz clasa A, mașină 2021, 30 de euro. Da. 30 de euro pe zi. Da, 30 de euro pe zi, inclusiv la perioade mai micuțe. Nu e un mit,
Dar întotdeauna nu trebuie să te uiți doar la preț. Întotdeauna trebuie să te uiți la cât este garanția. Și aici apare magia, de fapt. În toată Europa, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, companiile au comoditizat serviciul ăsta și au început să concureze doar la preț între ele, ajungând, în unele cazuri, la unele rate pe care le veți vedea pe internet, pe diferite site-uri de bilete avion, de tipul 0,6 euro pe zi, pentru o mașină de închiriat. 60 de cenți. 60 de cenți. Nu. Evident, ceva e în neregulă. Deci sună prea bine să fie adevărat, absolut, deci așa este. Corect, absolut. Deci e fals. E fals, e evident fals. Și oamenii se uită pe cei 60 de cenți sau pe cei 2 euro, 5 euro, 7 euro, confirmă, își introduc datele de card și plătesc. Și undeva în termeni și condiții, ți-am lansat de altfel o provocare să găsești pe un site dacă găsești excesul. Eu nu cred că îl vei găsi. Garanția. Garanția ce e normal? E o sumă de bani care ți se blochează pe card pe durata închirierii, da? Care e răspunderea ta maximă față de mașina de închiriat. Dacă ai garanție 600 de euro, orice ai face, pierzi maxim 600 de euro. Explicat simplist. Da? Orice ai face. Atâta timp când nu conduci băut, evident. Să se noteze, n-am plătit niciodată garanție la nicio mașină și am închiriat foarte multe. Eu am închiriat foarte multe mașini în aproape toate țările din Uniunea Europeană din vest. N-am avut niciodată probleme de daună, dar eu n-am auzit de garanție de 600 de euro. Întotdeauna am plătit 1.500, 1.700. Da. Exact, pentru că aici e toată magia. În momentul în care oferi clientului un preț foarte, foarte mic, da, trebuie să ceri o garanție foarte mare, pe care de regulă o reții pentru orice daună. Și sunt unele companii mai rău famate care rețin garanția inclusiv pentru daune preexistente. Primul sfat când închiriezi o mașină, îi faci poze. Da. De fiecare dată înainte fac poze și la predare. Al doilea sfat e ca de îndată ce ai făcut pozele să le trimiți cuiva, unui prieten, unei rude, pe WhatsApp, astfel încât să apară timestamp. Da? Ok. În momentul ăsta ai eliminat posibilitatea furnizorului mașinii de a te taxa pentru o daună care exista, pentru că tu ai dovada că la data de ora de când ai luat mașina în primire, ea avea acea daună. Super pont. Așadar, când ai ridicat mașina de la rentăcar de oriunde din lume, corect, îi faci poze țac, 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 de jur împrejur și la interior. Corect. Absolut. Și le trimiți cuiva pe WhatsApp. Exact. Sau pe e-mail, pe ceva. Niciodată nu trebuie să te păcălească brandul de la care închiriezi. Pentru că marea majoritate a rentăcar este, ca să spun așa, este nișa unde totul este francizat. Da? Când tu închiriezi de la companie X și te gândești că mamă, am închiriat de la companie Hertz. X, tot o să fie ok? Six, de Europcar, toate astea. E o franciză. Este SC Automotive Super Services Verde SRL. Da? Ei au plătit niște bani pentru a folosi marca respectivă. N-are nicio treabă cu Hertz din Statele Unite, cum ai luat tu exemplu. Da? Okay. Deci tu închiriezi de la o companie locală care a obținut dreptul de a opera sub acel brand și plătești o redevență. Și e valabil în toate țările. În toate țările. Da? E atât de simplu. Cu mici excepții, că unele companii multinaționale de prin Germania sunt prin Austria direct, dar sunt mici excepțiile. În okay. principiu, este exact ca la McDonald's sau ca la Starbucks. Da, e o franciză. Așa că trebuie să citești atent contractul și să te uiți peste cât e garanția ca să știi unde e răspunderea ta. Ne-am plictisit. Hai, lasă-ne cu contractul. Nu citește nimeni contractul. Un singur lucru trebuie să știi din el. Cât e garanția? Atât. Aha. Cât e garanția? Da. Și garanția o să fie întotdeauna ascunsă. Adevărul e că, într-adevăr, nimeni nu mi-a spus de la început că tot să fie garanție. Corect. E singura întrebare care contează, pentru că dacă tu, George, vii la mine, Emil, și îmi spui, băi, Emil, vreau să închiriez un Mercedes-Benz. Eu îți pot spune așa, te costă 10 euro pe zi cu garanție de 2000 de euro, te costă 20 de euro cu garanție de 1000 de euro, te costă 30 de euro cu garanție 500 de euro sau te costă 55 de euro cu garanție 0. Garanția a schimbat toată povestea, observi. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai o garanție foarte mare, da, eu știu exact că unul din cinci clienți o va pierde. Okay. Ți-aduce aminte de calculul nostru anterior cu daunalitatea. Așa. Și atunci eu pot să-ți ofer ție 10 euro pe zi dacă știu că există o șansă de 20% ca tu să pierzi aia 2000. Cât de tare! Pentru că a cincea parte din cei 2000 sunt 400, gen, da? Pe care i-am împărțit la daunalitate și închirierea ta, de fapt, nu mai costă 10 euro pe zi, a costat 10 euro pe zi plus o parte fixă de 400. Pentru că, statistic vorbind, în 20% din cazuri a fost reținută. Garanția este mai importantă decât prețul. Spunem la orice mașină de închiriat din România care e garanția și îți voi spune cât e prețul. Atunci când tu faci o alegere online, alegerea trebuie făcută în primul rând pornind de la garanție. Iar dacă cineva îți ascunde cât e garanția, fugi. În momentul în care ai văzut sintagma card de credit, fugi.
Da, tot timpul mi se cerea card de credit. Și eu le ziceam, nu, trage cu cardul că am bani pe el, nu, să fie de credit. Nu, că am bani pe el, tragem banii. Și de foarte multe ori mi s-a întâmplat să mi se blocheze jumătate din banii de vacanță pentru garanția mașinii, care oricum mi se returnau după 2 săptămâni. Corect. Chestia cu card de credit e foarte simplă. Statistic vorbind, o să-ți dau exemplu României, ca să fie de înțeles ușor. 2% din românii din străinătate au card de credit. De ce 2%? Pentru că mulți nu și-au făcut formele de schimbare a rezidenței fiscale, etc., etc. Un miliard de motive. În momentul în care tu le ceri card de credit... Paranteză. Eu cred că e un lucru bun că noi nu prea avem carduri de credit, pentru că noi le-am prăjit toți. Corect. Așa. Dar în momentul în care tu le ceri card de credit, e ca și cum le cere să vină îmbrăcați într-un tricou roșu în ziua închirierii. Tu știi că nu-l vor avea. Deci atunci, companiile care închiriază cu condiții astea foarte bune... Cer card de credit, dar nu la momentul rezervării, ci când vii la ridicare. Apare undeva prin termeni și condiții și momentul rezervării, dar omul nu citește card de credit. L-am păsta. Nu face diferența între card de credit și card de debit. Consumatorul tipic. Consumatorul tipic se gândește, am un card Visa, Mastercard, Maestro, e card de credit. Asta e. Dar nu. Există cardul de credit și cardul de debit. Cardul de credit este cel de împrumut embosat cu litere în relief și așa mai departe. Cardul... Dar am avut de debit embosat. Există unele și de debit embosat, numai companiile sunt foarte inteligente, le verifică numărul cardului într-o aplicație, îi fac un PIN check practic, da? Verifică numărul de 16 cifre într-o aplicație care le spune este de credit sau de debit. Și George ajunge ca și client în aeroportul Otopeni, a închiriat o mașină de pe internet, de pe un site de bilete de avion cu 6,55 €. Și ajunge în aeroportul Otopeni, spune vreau să închiriez mașina, e plătită integral online. Și trebuie să prezinte cardul de credit pentru blocarea garanției. George își arată cardul, firma îi spune, păi stai că e de debit. George spune, păi și nu pot închiria. Am pățit asta. Am pățit asta în Germania. Firma îi spune, în toată Europa la fel. Firma îi spune, ok, ai card de debit, păi în cazul ăsta trebuie să adăugăm un supliment de asigurare. Mașina ta costa 5,55 €, suplimentul de asigurare 20. Diferențele sunt 20 de euro pe zi. Da. La ăia 5 jumate. Exact. Deci de încă 4 ore aproape. Exact. Pentru că la final trebuie să ajungă la același preț. Prețul de fapt din spate e același. Condiția cu card de credit este gândită doar pentru a-ți afișa un preț mic. Și din păcate, consumatorii în general, mai pentru ales... că ei știu că 98% din români nu au card de credit. Exact. Păi da, e legal? Bună întrebare. Uite, m-am interesat foarte mult de chestia asta pentru că în interesul nostru ca broker ar fi ca toate prețurile să fie transparente. Deci eu ca broker compar 42 de furnizori și spun, uite, ăsta e cel mai bun preț. Și atunci m-ar interesa ca concurentul meu să respecte aceleași reguli de fair play și să afișeze clar cât e garanția și să afișeze că se poate card de debit. Tu ești cointeresat de chestia asta pentru Absolut. Că concurența ta face chestia asta. Absolut. Și problema este că nu prea ai ce face, pentru că în momentul în care eu îi vând George o mașină cu card de debit la 10 euro pe zi și George îmi spune, păi am găsit-o pe internet cu 2, call center-ul meu trebuie să explice întotdeauna clientului, păi da, dar vezi că e cu card de credit, adică e cu card de împrumut și vezi că de fapt depozitul e 1700 pe care îl vei pierde pentru o piatră în parbriz sau pentru orice și vezi că de fapt o să ajungi și tu n-ai card de credit și furnizorul o să spună că îți trebuie de debit și produsul ăsta costă 22 de euro la furnizorul respectiv. Înregistrează mesajul ăsta și îl pui pe robot. Cam asta facem, explicat, facem cu video chiar în unele cazuri și le trimitem inclusiv clienților pe WhatsApp pentru că ei nu pot crede că branduri mari, linii aeriene mari, mondiale, ar face așa ceva. Și realitatea este că se întâmplă de facto, adică e ceva ce poți verifica și tu. Formulare card de credit versus card de debit, hai să fim serioși. Dar de când au ajuns companiile aeriene să închirieze mașini? Companiile aeriene nu prea fac bani din vânzarea biletelor de avion. Da? Și atunci au deschis un nou canal numit ancillary revenue. Profit derivat din alte activități. Da? Și sunt unele linii aeriene. Bani pe lângă. Exact, bani pe lângă. Ai văzut, bagaje, băuturi în avion. 100 de euro un bagaj la cală la Fly Dubai. Hai să spun un mic secret. 100 de euro. O să spun o chestie în premieră pe care nu știe nimeni. Veniturile unor linii aeriene din închiriere la auto pot depăși cu până la 100% veniturile din bagaje. Din bagaje? Da? Deci din închirierea mașinii, linia aeriene poate să câștige dublu decât din bagaje. De ce? Deci, stai puțin. Deci mi se învârt rotițele. Dar au stenei de asta și să o zic după aia. Scuze. Ok. De ce? Linia aeriană lucrează cu un partener, partenerul respectiv îi întoarce un comision pentru fiecare rezervare, dar în foarte multe cazuri, partenerul respectiv, la acel preț de 2 euro, 5 euro, 7 euro pe care îl vinde, aproape integral prețul ăla îi rămâne. Partenerul respectiv vinde și o asigurare în nume propriu, da, prin diferite firme din paradise fiscale și așa mai departe, asigurare care îi rămâne aproape integral, da, vinde mașinuța cu 5 euro, numai că George nu plătește 5 euro. George plătește 20 de euro. Firma de închiriere e bucuroasă că a încasat 20 de euro. Linia aeriană e bucuroasă că și-a încasat catul. Clientul își pune problema că a fost păcălit. De cine a fost păcălit?
Păi linia aeriană îi spune că a fost păcălit de companie, compania îi spune că a fost păcălit de linia aeriană, când se duce la brokerul internațional, brokerul internațional îi spune că a fost păcălit de amândoi. Și uite așa ajunge într-o situație unde, pentru că n-ai citit cât e garanția, ai plătit de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori mai mult. 10% din clienții noștri sunt clienți care ajung în aeroport, sunt păcăliți la modul ăsta și sună de urgență în call center la modul am nevoie de o mașină în 15 minute, mă puteți ajuta? Haide să vă spun ce am pățit. 10%. 10% da. Din clienții tăi? Da. Sunt în situația asta. Deci tu tot timpul să ții niște mașini exact. Pentru genul ăsta de clienți care vin vreau acum. Exact. În orice oraș din România trebuie să am live aproape orice pe orice furnizor ca flotă. Și sunt foarte mulți last minute, la 3 dimineața, la 5 dimineața, la 4 dimineața. Sunt oameni cu familie, adică discutăm de chestii serioase. Că nu poate să ia mașina pentru că nu-și permite garanția. Da, și nu poate să ajungă la el la Constanța. El nu are atât de mulți bani pe card. Nu are card de credit. Simplu. Nu are card, 98% nu are card de credit. Ajung acolo și spune, stai cardul. Și furnizorul le spune, păi e de debit. Și el spune, păi și nu merge și cu asta. Și furnizorul spune, de credit, aveți la pagina 28 în termeni și condiții dumneavoastră nașite? Mamă, deci să vii de pe drum după ce unii zboară, două, trei zboruri, copil cu familie, când se ajunge în aeroport, vezi să iei mașina, să duci acasă, mai zis tu, la Constanța, să mai conduci încă două, trei ore și nu poți să iei mașina și corect. Ești în creierii nopții acolo. Și atunci te duci la microbuzele din aeroport unde aștepți și mergi în niște condiții relativ inumane până unde trebuie să ajungi tu, că tu de-aia închirezi mașină, că dacă erai din București, probabil nu mai închiriai, dar trebuie să ajungi la Bacău, la Constanța, la Sibiu, la Timișoara, la Satu Mare, undeva. Și ai următoarea opțiune, plătești triplu sau walk away. Sau mergi la tren. Sau mergi la tren, da. Hai că trenul e ok. Corect, trenul e ok. Cam astea sunt variantele. Uh-huh. Și oamenii trebuie să înțeleagă că fără a ști cât este garanția și fără a ști dacă există sau nu obligativitatea de card de credit, nu pot închiria o mașină. Ok. Și atunci, te-am ascultat acolo și stăteam și mă gândeam, cum pot eu să călătoresc, să folosesc la maximum sistemul în favoarea mea? Care este scenariul perfect de călătorit în 2021, că am eu un amic din industria asta a turismului, eu îmi propusesem oricum să fac un interviu de turism în weekendul ăsta, dar internetul prost la Răzvan Pascu. Răzvane, dacă mă asculți, poate ne vedem și noi să povestim despre cum o să facem turism în 2021, zic și eu. Dar până atunci, mai am un alt prieten care are o agenție de turism și zice o să rupă românii lanțul ca tigrii anul ăsta după ce se termină cu lockdown-ul. Știi că au scăzut cazurile. Deja se întâmplă. Deja se întâmplă. Și atunci, dacă tot o să începem să călătorim foarte mult, hai să ne vaccinăm și împotriva țepelor, dar dăm și un pont. Care este cea mai ieftină variantă de a călători? Uite, Germania o să deschidă pentru vaccinați. Corect. Cum fac să mă duc de aici până în Germania cel mai ieftin posibil să-mi iau și mașină de la rent-a-car? Că eu chiar am de gând să fac chestia asta. Bun. Am intrat pe internet, nu rezerv servicii împachetate împreună, gen nu rezerv cazare și închiriere auto sau bilet de avion și închiriere auto. Intru frumos pe un motor de căutare care vreau eu, caut o companie, că e internațională, că e un brand local, nu contează pentru că oricum toate sunt companii locale, așa cum am vorbit, că avem sistemul deci, francizelor. Deci faptul că eu am cont din ăla pe la Europcar mă ajută la ceva? Nu. Ce tragic. De facto. De facto vei găsi o companie locală care să fie mai ieftină decât mari furnizori internaționali. Da? Vei găsi o companie locală care să fie mai ieftină și care să aibă secrete de, care să aibă prețuri decente. Uite, îți pot spune sincer că din 42 de furnizori ai noștri din rețeaua de rent-a-car, mulți au crescut cu noi de la 2 mașini la 300 de mașini și sunt oameni super ok, nu rețin garanția aiurea, nu cer cardul de credit aiurea. Sunt oameni care îți dau mașini mai noi de, nu știu, 6 luni, 12 luni, da? Care au plecat de la o mașină. Români, firme românești, discutăm aici. Dar întotdeauna în Italia m-am ferit de companiile mici. Nu, atâta timp cât știi excesul. Și francizatul respectiv poate să fie o companie mică. Cine e francizatul? E cel care acceptă o redevență de 15%. Sau deci din 100 de euro cât încasează de la, de la oameni pe mașini, dă-l mai departe la Europcar, Hertz. Să zicem, 15% sau 1%. Care... Și atunci nu mai dă la 15%, are firmă mai mică, dar nu are el brand internațional. Ah, corect, okay. Da, și poate să aibă mașini noi. Dar hai să luăm de la avion. Deci mi-am avion. Corect, mi-am luat avion, am intrat pe un motor de căutare, mi-am căutat mașină de închiriat. Am găsit 2-3 firme. Întreb așa, care e excesul? Și am pot plăti cu card de debit. Astea sunt cele două întrebări. Dacă răspunsul este că nu pot plăti cu card de debit... De ce înseamnă excesul? Garanția? Garanția, da. Okay. În industrie, excesul și garanția sunt doi termeni folosiți alternativ pentru a induce consumatorul în eroare. Da? Exces, garanție sau supliment înseamnă același lucru, garanție. Da? Suma de bani care e răspunderea ta față de mașină închiriată. Banii blocați în caz de... Corect. Tu vrei să-i blochezi pe un card de debit? De ce? Pentru că vrei să-ți faci chargeback dacă îți luați aiurea, dacă ai făcut asta pe un card de credit. Ca operațiune de vânzare, șansele de la chargeback sunt mai mici să obții ceva, de-aia ți-ai cere card de credit și pentru că nu l-ai. Deci vrei card de debit, vrei să știi exact care e răspunderea ta în caz de accident, adică garanția,
Ok, și care e garanția? Cât e prețul. Și cât e prețul, ok. Și că include totul, TVA, kilometri nelimitați și toate nebunile astea. În momentul în care ai comparație între furnizor cu debit, debit cu debit, te-ai uitat la garanții și la prețuri și spui, ok, asta e mașina pe care o vreau. Dar la capitolul avion am eu un pont. Dacă ți-ai bilet la low cost ca să mergi pe ieftin, nu? Că tu vrei să cheltuiești banii pe distracție, nu pe transport. Corect. Deși e păcat așa că nu prea ne mai pasă de cât de bune sunt condițiile în avion și mergem cu autobuze cu aripi. Corect. Cum este EasyJet-ul și Ryanair-ul. Nu poți să-ți mai reglezi scaunele. Anyway. Dar dacă ți-ai biletul așa, trebuie să înveți de pe internet, am văzut în clipuri pe YouTube cu băieți care sau fete care îți arată cum să-ți împachetezi lucrurile, să-ți încapă într-un rucsac. Corect. Îți iei un singur rucsac cu schimburile pentru toată vacanța, nu-ți iei bagaj de cală, îți rezervi mașina, cum ai zis tu, sau mergi cu transportul în comun, deși în vest e mai scump decât rent-a-car-ul, din câte am văzut eu. Adică am vrut să merg cu trenul prin Franța și a fost foarte scump. A fost mai scump decât mașina, decât rent-a-car-ul. Și când ajungi acolo la rent-a-car, zi-mi, te rog, de fiecare dată încearcă să mă convingă să-mi iau nu știu ce asigurare. În primul rând trebuie să ai rezervarea cu tine. Că o ai printată, că o ai pe telefon, trebuie să o ai cu tine. Da? Da. Rezervarea este opozabilă agentului, adică eu arăți așa pe românește. Și spui, uite, eu am 325 de euro și garanție 1500. Eu știu exact cât am garanția în momentul ăsta, da? Da. Bun. Dacă agentul încearcă să-mi vândă un produs, iau decizia în funcție de cât am garanția. Dacă ai fi fost un consumator cu adevărat elevat, când ai fi aflat garanțiile, când ai comparat atunci firmele, ai fi întrebat, la cât costă cu garanție zero să n-am nicio răspundere? Și atunci ai fi putut compara preț total cu zero, preț total cu zero, preț total cu zero. Și nu ți-ai mai fi pătut capul cu nimic. Păi e bine să iau cu sau fără garanție? În principiu e bine să iei cu zero garanție. Și așa poți face cea mai corectă comparație. De ce cu zero garanție? Pentru că, uite, dacă închiriezi în România, avem statistica aia. Dacă închiriezi în străinătate, și mă doare să spun chestia asta, da, pentru simplu fapt că ești român, vor fi mult mai exigenți. Da? Dar e adevărat. Și îți spun sincer, am stat la toate companiile de închiriere auto din Europa să văd cum fac business și cum funcționează. Așa. Toți sunt extraordinar de circumspecți cu românii, pentru că toți au horror stories. Da. Da? Și atunci, în principiu, e bine să închiriezi cu zero. Pentru că după aia e scandalul, da, piatra în parbriz, știți că nu valorează 1200 de euro, dar știți că, de fapt, anvelopa asta și-a lovit janta, de fapt, parcă nu valorează 700, parcă valorează 500. La spune că stai, că e janta de AMG care valorează 800. Și ajungeți la o discuție de asta care nu se mai termină. Deci e mai bine cu garanție zero. Garanție zero, n-ai nicio durere de cap, orice îi face mașină, nu se întâmplă nimic. Știam. Da? Nu, și prețul ăla. Eu credeam că vor doar să-mi umfle prețul când băgau chestia cu asigurarea, că nu știu ce. Vor să-ți-l umfle, pentru că dacă o cumperi pe desk, e aproape dublă. Dacă o cumperi când ajungi, e aproape dublă. Dacă tu din fața calculatorului le trimiți un mail și le spui, da, cât ar costa fără garanție, ei îți vor da rata netă și îți vor spune 10 euro pe zi. Când ajungi însă acolo, să fie 25. De ce? Pentru că e psihologic. Blochezi 1700 cu riscul de a-i pierde sau mai dai 20? Mai dau 20. Înțelegi? E perfect psihologic. Dar dacă poți să blochezi 1700 de euro și știu că sunt un șofer sigur? Uite, și eu mă consider un șofer bun, da? Și mi s-a întâmplat de N ori ca o companie de închiriere să găsească chestii pe mașina pe care am returnat-o. Eu n-am pățit. Chestii care erau înainte. Chestii care erau înainte. Fac poze și nu am pățit niciodată. Da, probabil te-au văzut că ai făcut poze și, uite, asta e un alt secret. În momentul în care te văd că faci poze, își pun o bifă în sistem. Multe companii. Nu cred. Da. Și spun, știi, clientul e super safe, e circumspect, uite, a sunat, care ochi, și atitudinea contează enorm. În momentul în care te duci și întrebi, da, asta e mașină, câți cai are, că eu nu conduc asta, s-ar putea să nu mai iei deloc. Da? Uite, hai să spun o întrebare. Ce ai închiria, că mă întrebai de clase? Ce ai închiria din următoarele trei mașini? Vezi pe un site. Ford Focus, Fiat Tipo Hatchback și BMW Seria 1. Ce mai, prețuri diferite. Ce ai închiria între ele? Dintre ele. Băi, o să fiu sincer, când merg în Italia, îmi plăcea să iau Fiat 500, după aia am trecut pe Seria 1. Pentru că vreau ca în perioada în cât sunt acolo să am o mașină bună, destul de silențioasă și Focus, dacă nu găsesc un Seria 1 la un preț decent. Și de câte ori ți s-a schimbat mașina? Ai primit altă mașină? De foarte multe ori. Adică am prins Fiat 500, cred că o dată sau de două ori, în rest am încercat să-mi dea altceva. Corect. Toate mașinile la închiriere auto sunt împărțite în clase. Clasele astea se numesc clase Acris. Bași pe Google, sunt 4 litere. Prima literă înseamnă din ce clasă e, ce motorizare e și așa mai departe. Da, e un cod de 4 cifre pe care are, de 4 litere, pe care îl are fiecare mașină. Codul Acris. Da?
E o metodologie internațională. În principiu, cele trei mașini pe care ți-am dat eu, Fiat Tipo, Ford Focus, Fiat Tipo Hatchback, Ford Focus și BMW Serie 1 sunt în aceeași clasă. Da. Deci tu te duci frumos cu rezervarea Serie 1. Deci practic n-am o opțiune reală. Nu. Ei arată BMW Serie 1 și când mă duc acolo poate să-mi dea Fiat Tipo. Exact. Și atunci, dacă ești inteligent și rezervi Fiat Tipo, Fiat Tipo pe care cel mai probabil nu-l vor avea, datorită faptului că valoarea reziduală pe Serie 1 e mai bună și atunci vor avea majoritatea mașinilor, da? Tu ai plătit prețul mic, dar ai primit tot Serie 1 sau ai primit Focus. Da, dar e loterie. E loterie, oricum mai dau. Se putea la un moment dat să-ți rezervi exact mașina pe care corect. O vrei tu. Un pic mai scump. Corect. Dar daunalitatea peste tot prin Europa a făcut, pentru că foarte mulți se duceau în instanță, spuneau, uite, am avut o rezervare de Mercedes-Benz GLC și mi s-a adus BMW X4 și rezervarea mea era garantată, apăreau probleme legale. Și atunci apare acel generic or similar. Or similar. Da. Ăla mă enervează cel mai rău, pentru că de foarte multe ori am rezervat Ford Focus și am luat Ford Fusion. Să vezi ce frumos. Și este foarte frustrant, scuze-mă, dar ăla avea 5 viteze. Știi? Și băgam a 5-a și pe autostradă abia ajungeam la 130-140 în Italia. E absolut iritant. Gândește-te cât de frumos și e. Și nu te auzi om cu om în el, adică. Corect. Rezervi GLC și primești Hyundai Kona sau Skoda Karoq. E aceeași clasă. Și atunci, există, noi ca broker, de exemplu, ce facem? Atunci când se oferă o mașină din clasă, încercăm să nu oferim din clasă similară, ci din clasă superioară și încercăm să garantăm marca. De exemplu, s-a întâmplat ceva cu GLC-ul. Încerci. În 80% din cazuri, oferim fix modelul, da? În restul de 20% din cazuri... Dar nu mai trebuie să cum faci tu, că acum, scuze-mă, dar... Păi nu, pentru majoritatea nu contează, cumpără cele mai ieftine mașini. Adică mașina aia nu există pe care tu o vezi. Nu există acel GLC. Asta mă interesează. Ce se întâmplă de fapt, nu ce încerci tu, că... Nu există. Okay. Noi când obținem de la un furnizor o listă de prețuri, vedem niște mașini, așa cum le vezi tu pe site. Da. Și suntem la modul, ok, dar chiar ai trei mașini în clasa asta? Răspunsul e nu. Am una. Ce mașină ai? Hyundai Tucson. De ce? Pentru că e cea mai ieftină. Pe durata respectivă, ca diferență între... Pe depreciere, de fapt, e cea mai ieftină. Ok. Așadar, pentru cei care au intrat mai târziu pe live, suntem împreună cu un Emil Cătălin Voica, uh-huh. care este specialist în rent-a-car și știe o grămadă de țepe și ponturi din industrie și vă povestim toate lucrurile astea ca să vă vaccinați de țepe, pentru că probabil o să vreți să călătoriți și minutele care urmează, vrem, după ce v-am spus toate chestiile astea, să vă învățăm cum să faceți să vă optimizați bugetul, astfel încât să plătiți cât mai puțin. Corect. Și să nu aveți neplăceri în viitoarea voastră vacanță când veți lua o mașină de la rent-a-car. De ce? Cred că este important subiectul ăsta fix acum, pentru că vom călători din ce în ce mai mult și mașina, mai ales în pandemie, rămâne cea mai sigură metodă de transport, în care nu te aglomerezi cu alți oameni, poți să oprești unde vrei tu, oamenii merg conform statisticilor, ci că tot mai des în locuri neobișnuite, departe de aglomerație, vor să exploreze și nu e întotdeauna un tren, un tramvai, un autobuz care se ducă până la destinația finală și pur și simplu vrei confortul să ții bagajele în mașina ta și ajută când te duci la capătul celălalt al continentului să ai o mașină cu numere din țara aia. Corect. Pentru că dacă te duci ca buhnici în Spania cu mașină cu numere de București, să-ți se spargă mașina de două ori în două zile. Groaznic. Și să-ți se fure laptopul de la serviciu, să te întrebe angajatorul dacă nu cumva ți-ai furat singur laptopul. Minunat. Da, mi s-a întâmplat. Așadar, de-aia vă spunem toate chestiile astea, ca să nu pățiți, pentru că sunt convins că mulți se gândesc, băi, e mai ieftin ca niciodată la rent-a-car. Cum fac să mă bucur de chestia asta? Da? Și atunci, dacă... Am înțeles că mașina aia pe care o văd nu există, cum fac să iau o mașină bună de la rent-a-car? Uitându-te după clase. Uitându-te după cea mai ieftină mașină din clasă superioară. Pentru că întotdeauna cea mai ieftină mașină din clasa superioară. Din clasa pe care tu o vrei. Să-ți dau un exemplu simplu. Întotdeauna furnizorul listează cam toate modelele pe care le are din clasă. Adică vei vedea Tucson, GLC și Kona. Dacă îți place Kona, iei Kona în clasa respectivă. Dacă nu, te uiți la următoarea clasă. Deasupra. Deasupra. La, nu știu, Santa Fe, să zicem, clasa cu Santa Fe și cu altceva. Dar nu există X3 în clasa, există doar mașinile astea ieftine? X3 există, întotdeauna codul clasei trebuie să înceapă cu P, de la premium. Da? Întotdeauna când vei vedea cu P la început o să fie Mercedes, BMW sau ceva de genul ăsta. Audi, etc. Okay. Și poți întreba, mi se pare super de bun simț, întreb furnizorul, ok, dacă nu o să fie Hyundai Santa Fe, ce o să fie? Dacă nu o să fie BMW X4, ce o să fie? E absolut de bun simț. Pur și simplu, dai un mail.
Da? Dar și dacă nu îmi răspunde la îți vor răspunde, toți îți vor răspunde, pentru că suportul e foarte, foarte cool, îți vor răspunde în 24 de ore majoritatea furnizorilor, dacă ai selectat corect și te-ai dus în motorul de căutare și ți-ai selectat firmele. Hai să te întreb altfel, dacă nu îți răspunde, vrei să lucrezi cu ei? Nu. E atât de simplu. Ok. Dacă ai o problemă cu mașina respectivă, nu știu, ai rămas într-un deal undeva în Spania, dar sau în România, și ăla nu-ți răspunde nici măcar la o întrebare de tipul ce mașină o să fie. Vrei să lucrezi cu el? Că nu o să-ți răspunde nici când îl suni. Dacă el nu e interesat să-ți ia banii de la început, e evident că nu o să te ajute pe orice problemă mai ai. Așa e. Îi folosești pe cei care îți răspund, pe cei care îți dau toate detaliile transparente și pe cei care spun, uite, nu o să fie asta, o să fie asta. Măi, așa e. N-am avut niciodată nevoie să vină platforma sau ceva când am avut mașina de la rent-a-car, pentru că am încercat să fiu cât am putut eu de civilizat, am returnat întotdeauna mașinile ok. Cred că mai mult decât niște zgârieturi pe jantă și mi le-a iertat ușor în Grecia. Da, n-am avut probleme, a fost foarte înțelegător omul de la rent-a-car, dar întotdeauna m-am bazat pe mașină în vacanțele astea, mai ales că am vrut să explorez. Și când vrei să explorezi, vrei o mașină bună, corect, cât mai bună, dar să fie bine insonorizată. Mai există și exemple de genul, spre exemplu, am luat când am fost în Marbella ca să mă duc în Gibraltar, am găsit o căzătură la 30 de euro, nu mergea aerul condiționat. Minunat. Aia am găsit, că nu, la firmele mari de rentă car nu mai era nimic disponibil. De-aia e bine să spui din vreme. Cu cât timp înainte ar fi trebuit eu să-mi rezerv ceva ca să nu pățesc să mă duc de pe azi pe mâine sau pe poi mâine și să nu găsesc nimic? Există vreun motiv pentru care nu ți-ai rezervat mașina de îndată ce ai făcut biletele la avion? Realiz vorbind. Păi nu știi când, în ce zi o să vrei, că poate... Păi ți-ai luat biletele la avion deja. Ok. Odată ce ai biletele de avion, instantaneu... Păi poate din vacanța aia nu vreau, plec o săptămână sau două, vreau doar două zile mașină. Și ți-o iei două zile, dar măcar știi, tu oricum ar fi bine să alegi o companie cu modificări flexibile pe rezervare. Poate cu o zi înainte tu te hotărăști să fie patru zile, nu trei. Poate vrei modificări flexibile pe rezervare. Rezervare flexibilă. Există opțiunea asta. Absolut, la toate companiile. Okay. Apoi, evită să plătești integral mașina. Da, ok, e ok să existe un avans. Să fie, nu știu, 10% din valoarea comenzii, 15%, dar nu integral. Nu integral. Nu plăti integral mașina din chiria niciodată. Eu întotdeauna plăteam mașina integral. Dacă bucuram că vedeam 38 de euro la seria 1 în Italia pe zi, plăteam în avans ca să fiu sigur că am mașina blocată. Dacă n-ai plătit integral, ce se va întâmpla pe desk este că îți vor oferi upgrade pentru cenți. Ai ajuns și tu aveai, să zicem, Renault Captur. Și ai ajuns acolo și n-ai rezervarea plătită integral. Operatorul de pe desk este trainuit ca pentru doar 2 euro să-ți dea Skoda Karoq pe care tu chiar ți-o doreai. Nu te cred. Pentru că tu nu ești legat cu nimic. Am văzut un manual de la o companie multinațională, da, legat de cum să tratezi clientul în funcție de dacă vine singur, dacă vine cu prietena, dacă vine cu două fete, cu trei fete, cu părinți, însoții, neînsoții, dacă prietena stă în spatele lui, dacă prietena stă în față, dacă cardul este pe numele prietenei, ce vârstă are. Nu cred. De 400 de pagini. Fantastic. Da? Deci cei mai buni vânzători nu sunt în industria auto, ci sunt în rent-a-car. Sunt un operator de rent-a-car la o companie bună, în România, poate câștiga peste 8.000 de lei pe lună, net. Da. Pentru că știu să facă upselling. Exact. Știu să facă upgrade-uri și știu să aibă feedback bun. Mm-hmm. Da? Mă refer la cei care dau cheia, efectiv. Da? Și sunt oameni foarte treniți. În momentul în care tu poți să pleci, în momentul în care unii sunt chiar scârboși. Unii sunt cu chiar... românii. Absolut. Eu am cunoscut pe aia scârboși. Bă, deci... De la Teșghia de acolo m-a văzut că eram cu nevasta și copilul, efectiv și-a bătut joc de mine. Așa fac. Pentru că pur și simplu, dar vrei să spun ce e și mai tragic? Ce e și mai tragic e că... Și știu că te poate refuza chiar ăla de la Teșghia. Corect, corect. Noi românii, peste tot prin Europa, hai să spunem pe aia corectă, întotdeauna am cam fost discriminați, într-un fel sau altul. Așa e. Că ne-am meritat-o sau că ne-am meritat-o, asta e altă discuție. Problema apare atunci când cei care pleacă din România încep să-i discrimineze pe cei care au rămas. Acolo lucrurile devin extraordinar de complicate. Pentru că, uite, văd în call center-ul nostru cel mai des discuții de tipul da, eu nu vreau cu asigurare completă, că voi românii toți sunteți niște hoți. Și întreb, păi, știi, și tu ești român. Păi da, am plecat. Da? Dacă te-aș lua o zi să vezi ce se discută în call center, ai crede că se vorbește o altă limbă, nu limba română. Adică? Uite, mi-am notat pe foaie o chestie că nu puteam să o țin minte, o să-ți o arăt. O cerere de la un client, să vedem dacă tu știi ce vrea clientul ăsta. Facem experimentul ăsta? Da, o ai la tine? Da, o am la mine. Mi-am notat că nu puteam să țin minte. Ok. Foarte multe din interogări sunt de genul ăsta. Tatăl meu chiar are o glumă și spune că vorbim o altă limbă. Deci, mail. Ce bine, ai venit pregătit cu foaia. Da. Ia să vedem. Mail. Nu poți reține chestia asta, crede-mă. Primim următorul mail. Bună ziua. Vreau un motocar cu două crimere, cu două sclegione de infanți,
în 4 porți fermante, plătită în comptanți și fără capara. Am doar post pay și vin cu volul de Roma și vreau să o prenotez acum, să obțin descuento și al doilea șofer să fie ragața mea de 19 ani, care are livret de foglie rosă. Să nu uitați, legione, că una din bambinele mele e născută apenă. Nu plătesc cu postpay-ul că nu trec banii din internetul din Italia acolo. Ce vrea să spună poetul? Băi, am înțeles. Băi, am înțeles. E foarte tare chestia asta. Deci, eu am înțeles. Știi cât de greu e să angajezi oameni care știu să înțeleagă asta? Dăm să mai citesc. Poți să o citesc și eu? Sigur. O să încerc să o citesc pe repede. Îmi dai voie? Da. Este bucățica asta. Da? Romitaliană. Ok. Vreau un motocar cu crimere, cu 2 schegilioane de infanți în 4 porți permanente, plătită în comptanți și fără capara. Am doar poste pai și vin cu volul și vreau să o prenotez acum pentru descuento și al doilea șofer să fie ragața mea de 19 ani cu livret de folie roza. Să nu uitați schegioline că una din bambine născută apenas, nu plătesc cu post pay, eu că nu trec banii din internetul de aici acolo. Dumnezeu! Ai înțeles? Wow! Hai să vedem cât ai înțeles. Vreau să mai citesc o dată. Dacă... Nu, glume. Nu, că devine. Știi ce sunt crimerele? Apropo. Nu știu. Noi am făcut un pariu în birou. Sunt chestiile alea de pe mașină, bara aia pe care poți să pui suport? Da. Da, la alea se referă. Sclegione de infant, știi ce sunt? Dar nu, că n-a scris sclegione. Schegioline. Așa. Sunt scaune de copil. Ok, bine. Boostere sau scaune? Bună întrebare. Nu e scris corect nici în română, nici în italiană. Adică okay. E un fel de rom-italiană. Apropo de chestia asta, dacă aveți copil și mergeți în străinătate, dacă nu este la vârsta de centură, puneți pe mașină și booster, că s-ar putea să nu aibă, sau scaun de copil, că amenda e foarte mare. Și dacă are și s-o pic și mai bine, că am văzut niște accidente și crede-mă, salvează vieți. Da, cea mai mare problemă este că de 2 ori mi-au dat așa fără Isofix. M-am enervat foarte tare, zice, ăsta sau nimic. Era o bucată de plastic efectiv. Aveai rezervarea plătită înainte? Da. Și atunci ăsta sau nimic, că nu mai poți pleca. Da. Teama, compania are o teamă reală că tu vei pleca. Dacă clienții se apucă să plece, e o problemă foarte mare, pentru că eu țin mașina imobilizată. Companiile merg din gradul de ocupare al mașinilor. Dacă tu nu ai rezervarea plătită integral, ești în poziția de negociere de forță. 10%, de acum plătesc doar avans. Bine, așa, mai zic. Bun. Deci, clientul voia o mașină cu 4 ui, să plătească cash, să nu lase garanție deloc, avea cardinala fără nume, venea pe aeroport, voia să obțină discount, fata avea permis temporar, aia înseamnă cu livretul cu folie rosa, să nu uităm scăunelul pentru că unul dintre copii e născut recent și nu plătea cu cardul respectiv, aia cu nu trec banii din internetul de acolo aici, se referă că are limite tranzacționale cu România. Da? Foarte tare. Da? Și problema este că nu poți găsi oameni care să înțeleagă chestia asta corect și complet. E foarte greu să recrutezi. Da, nu poți să-l refuzi pe clientul ăsta? Problema este că clientul ăsta nu e un caz atipic. Ah. După 6 luni de stat în afară, uite, eu am stat 5 ani în Belgia, da? După șase luni în Italia vorbesc așa. Știi? După 1 an în Italia vorbesc așa. E o chestie de principiu să nu mai vorbească în română. Știu că sună ciudat și bizar, da? Nu, înțeleg ce zici. E o chestie de principiu să vorbească. Se detașează de noroiul din care au plecat. Exact. Acum sunt domni. Exact. Acum sunt altceva. Exact. Da. Majoritatea mașinilor care vin, avem frecvent mașini care vin pe requesturi. Audi A4, BMW Serie A3 și la final optează pentru Logan. Da? Deci, am venit aici pentru un Audi A4, dar Logan aveți? Sau exact. Cum? Da. Trimit cererea, li se trimite estimatul de cost și spun, ok, mai ieftin ce aveți? Logan aveți? Gen? E o chestie super frecventă. E o chestie cu care ne-am obișnuit. Și așa cum ziceam, teoretic vorbind, există un motiv pentru care românii în străinătate pot închiria destul de greu. Se verifică, orice client e verificat în niște baze de date internaționale, dacă ai și ghinionul să te mai numești similar cu un alt român care a făcut o chestie, devine și mai. Uite. Dar nu mă ajută că dacă am istoric la Europcar, spre exemplu? Te ajută, dar Europcar, îți dau un exemplu. Uite, o companie, să zicem, un brand mare. Eu am un istoric foarte bun, am închiriat o grămadă. Genial. Și cu ce mă ajută? Tu ești clientul meu, George, da? Așa. Și ești un client senzațional. Cu ce mă ajută pe mine că tu nu lovești mașina când 20% o lovesc?
Păi mă vezi acolo în istorie și îmi dai o mașină bună pentru că vezi... Îți dau o mașină bună, îți dau o mașină nouă, kilometri puțini, dar cu prețul nu poți face nimic, costul meu de asigurare relativ fix. Pentru că unul din cinci înlovezi mașina. Deci de-aia nu contează fidelitatea în industria asta, trebuie să te asiguri tu că folosești cea mai bună opțiune în folosul tău. Exact. Fără garanție. Și prețurile variază masiv în funcție de momentul în care rezervi. Și dacă ai modificare gratuită, ai un mare avantaj. Și dacă n-ai plătit toată suma înainte, ai un mare avantaj. Dacă prețul scade până la momentul ridicării mașinii, tu poți să-ți modifici rezervarea gratuit. Și spui, știi ce? Vreau să modific rezervarea. Uite, a scăzut prețul. A scăzut. Exact. A scăzut prețul pe Hyundai Tucson. Nu poți da Tucsonul acum? Dar cum fac eu să prind reducerea cea mai bună? Poți să dau un mail să zic, dă-mi o ofertă mai bună? Da. Ok. Absolut. Mulți clienți fac asta. Și acum, venim la chestia care mă interesează cel mai tare. Că nu o să, asta curentă carul, probabil o dată de 2-3 ori pe an. Corect. Cum fac eu să mă folosesc de chestia asta mai des? Pentru că din ce am postat eu de vorbă cu tine, sunt tot mai mulți oameni care nu mai vor mașină pentru că au descoperit că e foarte ieftin la rentăcar. Și mă întorc la întrebarea de la început. Loganul ăla de 10 euro chiar există? Da. Nu doar că există. Eu nu l-am găsit decât la minim 2 zile. Nu doar că există, există Logan la 11 euro, 12 euro cu garanție de 100 de euro. Adică 100 de euro răspundere maximă orice s-a întâmplat. Da? Dar există în extra sezon. Pentru că, uite, m-ai întrebat ce se va întâmpla în sezonul de vară. Ce înseamnă sezonul de vară în România? Iulie și august. Iunie mai puțin, iulie și august. Eu estimez că mașina care era 8 euro în februarie, martie, aprilie, mai, va ajunge să coste 35 în august. 35? Da. Pentru că în 2021 vin și cei care n-au venit în 2020, fiind și cei care veneau normal în 2021 în străinătate și a explodat piața internă. Nimeni nu mai merge cu microbuze, autobuze, maxi-taxi-uri. Au învățat și imersul la rentăcar. Da, și pentru că le e frică de COVID. Despre asta e vorba. Pe bună dreptate. Însă ce s-a întâmplat până acum? Că ai zice că e o chestie senzațională pentru industrie. Problema este că până acum, în ultimul an, companiile și-au redus flotele masiv. Pentru că le-au fost luate mașinile de leasinguri, de bănci, le-au vândut pentru că valoarea reziduală era foarte sus. S-a dat faliment mult în industria asta? Nu, dar s-au redus flotele masiv. Au dat drumul la mașini. Și când spun masiv, s-au redus flotele de 5 ori, de 10 ori la unele firme. Sunt firme care aveau 400 de mașini și mai au 40 de mașini. Da? Flotele s-au redus rapid, pentru că prețul mașinilor rulate e foarte sus. De ce e atât de sus? Pentru că mașinile nu s-au produs atât de multe mașini. Ai văzut cu criza semiconductorilor că nu găsești mașini pe stoc noi și așa mai departe și atunci valoarea mașinilor rulate a crescut. Multinaționale deja cumpără rulate ele, acum ca să servească piața. Nu mai cumpără mașini noi, cumpără rulate în toată Europa. Deci mașinile de rentă care au ajuns să cumpere ele SH-uri. Exact. Firmele de rentă care... Păi ele erau principala sursă de SH-uri. Exact. Ele vindeau mașini tinere. Evident. Și acum le cumpără că au cereri cât casa, da? Și n-au mașini. Și cumpără de la persoane fizice, din piață, din licitații, din de peste tot. Ca să facă rost. De ce? Când tu ai cerere pe Logan la 33 de euro, da? Și nu poți să onorezi. O refuzi sau te duci și cumperi o mașină de pe un site de licitație online? Asta să-mi spui tu? Păi evident că o cumperi ca să servești cererea, pentru că tu ți-ai făcut randamentul în alea 2-3 luni de sezon. Da? Mm-hmm. Cum funcționa modelul ăsta de business? Deci stai puțin, de la 33 de euro, după toate cheltuielile, cât îți rămâne la mașina aia ca să zici că ai făcut un business? Ca operator de rentecar. Ca și companie, ca și furnizor. Teoretic vorbind, la o mașină precum Loganul, orice este peste 12 euro profit. Orice e peste 12 euro profit. Da. La o mașină de asta simplă, gen Dacia Logan. Da? Cam acolo e palierul. Dacă vezi o ofertă... E profit. Da. Dacă este sub 10-12 euro, încep să spui dubii. Evident, dacă firma e managerată corect, dacă are un grad de ocupare bun și așa mai departe. Dar dacă ai văzut o ofertă sub 10 euro, deja trebuie să ai niște semne de întrebare. Ce se întâmplă? E un Logan foarte vechi, care a făcut taxi înainte. Sau, de fapt, să știi că nu prea mai sunt mașini foarte vechi, sunt mașini foarte abuzate. Sau abuzate. Da. Ok. Deci la 12 euro, asta ar însemna că tu trebuie să produci de pe urma acele mașini, mi-ai zis, cel puțin 20 de zile pe lună. Deci corect. Undeva de 220-240 de euro corect. Pe lună să produc în fiecare lună. Să faci într-un an... Teoretic, nu? 2400-2500 de euro? Corect. Plus asigurările pe care le-ai vândut, că și-au scăzut garanția, care mai sunt și la 1200, pe lângă cei 2400. E o afacere cu marjă mică. E o afacere cu marjă mică. Și o afacere ultra competitivă. Dacă ți-a furat, degeaba ai o flotă de 100 de Dacia Logan dacă ți-a furat un GLC. Sau dacă ți-au furat piese de pe mașină. Pentru că și ăsta e un trend. Tu închiriezi un GLC nou-nouț, ție ți se strică cutia de viteze, o închiriezi, o muți de pe una pe alta. Cum? Ok. Stai, uite, a zis cineva foarte bine, zice, Adeline, îmi place debitul ăsta de informații. Am luat informații în ultima oră, nu știu de cât timp suntem aici. Avem deja o oră și un sfert. Nu simt când a trecut. Când de oră? Și 18. Wow. Ah, nu, stai că am început la și 10.
Avem, ok, avem o oră. Deci o oră în care s-au vărsat toate secretele din industria de rent-a-car și încă n-am ajuns la ce mă interesa. Stați un pic, nu schimbați canalul, că băgăm publicitate. Nu băgăm nicio publicitate. Dar urmează super ponturi despre cum să vă luați și mașini de lux la rent-a-car. Ziceam okay. Despre piese. Da. Conduci un Audi A6 și ți se strică, nu știu, caseta de direcție sau nu știu, ceva complicat. Ok, sunt unii oameni care își închirează o mașină identică și schimbă piesele de pe una pe alta. Evident, în România... S-a întâmplat. Știi caz concret? Zeci de cazuri concrete, nu caz concret. Păi și îi prindeți? Da. În aproape 100% din cazuri. Și când îi prindeți, ce se întâmplă? Îi raportăm autorităților și au dosar penal instantaneu și, uite, spun o chestie. De ce? Care e fapta? Furt? Înșelăciune. Înșelăciune. E și furt și înșelăciune, dar înșelăciune. Asta e cu cazier? Da. Și nu știu dacă știi, furtul unei mașini închiriate teoretic nu e închiriat, nu este, România e una din puținele țări din Uniunea Europeană unde furtul nu este incriminat ca furt, ci este abuz de încredere, pentru că tu teoretic îi dai cheia și ăla abuzează de încrederea ta, nu ți-a luat-o prin fracție sau prin ceva. Și mulți oameni se gândesc, mamă, ce idee senzațională, ia să fur o mașină, o iau, o duc la manet, că iau pentru abuz de încredere. Bă, am auzit că se întâmplă, evident. E adevărat că românii duc mașinile la manet. Există de la rentă. Există oameni celebri care au închiriat mașini și le-au dus la manet. Adică e un trend. A fost caz public, Bruno? Da, mulți au public să fie numele în clar, nu, dar dacă ți-aș da câteva exemple... Dăm două, trei hinturi, hai să nu le dăm numele exact, dacă tot ești atât de disponibil, să zici așa de multe din industria asta. În principiu, copii de oameni celebri, de prin televiziune, de prin politică, de prin diferite chestii, știi? Bine, s-au rezolvat și... Cum s-au rezolvat? A venit tati cu banii? Nu, pur și simplu au ajuns la un consens să ajungă mașina la starea inițială. Că de fapt nimeni nu vrea bani, da? Toată lumea vrea să-și recupereze mașina. Dacă ți-am dat un gele, ce mi-l vreau înapoi, atât de simplu. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Cam asta se întâmplă. Băi, uite, apropo de chestia asta, Cătălin Coadă o idee genială la comentarii. Asta este experiența unui broker de mașini cu români plecați în străinătate, dar și cu români de aici. Cheamă un ospătar să vezi ce spune de români plecați în străinătate și se întorc în România la restaurant. Sunt curios, o fi la fel? Deci, Cătălin, dacă tu te ocupi cu chestia asta... Scrie-mi pe contact@rombucnici.ro și ești următorul meu invitat, jur. Îmi doresc de foarte multă vreme un ospătar de la bun cu experiență care să-mi zică chestii de genul ăsta. Ar fi interesant de văzut dacă e un pattern doar în industria asta sau în toate industriile. Oh, eu cred că e în toate. Dar noi avem bolile copilăriei acum, noi ne vaccinăm. Noi am început și noi să călătorim de ceva vreme. Eu i-am văzut pe români la low cost pe Băneasa care se certau. Deci erau celebrele live-uri cu scandalul de la... Eu eram unul dintre reporterii care făceau live-urile alea pe aeroportul din Băneasa cu ea de la low cost, care știi ce făceau? Urlau la ea, hai să plecăm, să ajung la muncă! Și le spunea, nu vă spărți, avem freezing rain, au înghețat avioanele, este zăpadă, nu putem mișca avionul. Hai, doamnă, care problemă, ieșim toți și îl împingem! Groaznic. Astea nu sunt mituri. Nu, astea, e realitate. Eu eram acolo și am filmat oameni de genul ăsta. Deci, dar ei au fost primii români prin 2007, 2008, 2009, 2010 care au trecut de la autocar la 3 zile până în Spania, cât a durat drumul, 3 zile până în Spania, la low cost. Și au dat seama că e o chestie mai eficientă pentru ei, ca în loc să stea 3 zile pe drum, să stea o zi, jumătate de zi, și să poată munci în alte 2 zile, pentru că ei s-au dus acolo să muncească, să-și întrețină familiile săraci. Ei n-au avut educație în familie, ei n-au mai avut înainte o generație de părinți care să fi călătorit cu avionul. Deci românii nu sunt neapărat nesimțiți, nu au apucat să se educe la călătorit. N-a trecut intervalul de timp necesar. Exact. Așa că tu ești unul dintre cei care trebuie să educe piața asta, că sunt convins că italienii când au rupt și ei gardul de a pleca la muncă în Germania, că și la fel s-a întâmplat și la ei. Apropo, vă recomand Cinema Paradiso, foarte bun ca să vedeți Italia săracă, să vedeți cum plecau ei la muncă în Germania. Dar suntem foarte asemănători cu ei. Și mai apare un efect, pentru că românii fac chestia asta și vorbesc despre chestia asta în afară și străinii care vin în România fac chestia asta. Mm-hmm. Par exemplu, client care închiriază cu noi și în România, dar și în alte țări. În alte țări se comportă impecabil, în România se scuipă cu agentul pe ghișeu. Păi da, când a trecut de graniță... S-a schimbat totul. Exact. Dincolo de graniță nu mai aruncă pe geam, a intrat aici deja... Foarte adevărat. Deci nu putem să spun mai bine. Exact asta se întâmplă. Și sunt oameni, te uiți, nu știu, te uiți... De ce? Pentru că asta și m-am gândit, de ce? Și de fiecare dată, prima chestie care îmi vine în minte este sigur din cauza că nu-i pedepsește nimeni. Da, e un motiv, cred. Sunt ferm convins că de e un motiv. De singurul?
Mă uit la clienții noștri români care închiriază în străinătate cu noi în diferite țări. Exemplari. Cred că sunt printre cei mai buni clienți. Atunci când un român vorbește cu un german să închirieze o mașină de la el, senzațional. 10 stele, 5 stele. Uite, apropo de stele, că mi-am auzit aminte, la sfaturi, da? Mai sărim așa un pic înapoi. Nu vă luați după ratingurile de pe internet. Da? Vă puteți prinde foarte ușor care sunt ratingurile false. Sunt date de o persoană, două persoane care au un singur review ca și istoric. În industria asta de rentă car, n-aș vrea să exagerez, dar eu estimez că 90% din ratinguri sunt false. Cum te prinzi? Când ai văzut 3000 de ratinguri, tu te gândești, băi, poate unul din 50, unul din 100 a dat un rating. Ce înseamnă 3000 de ratinguri într-un an? Păi ar trebui să însemne 30.000 de clienți. 30.000 de clienți pe o medie de 200 de euro înseamnă cât? 30.000, 300.000, 3 milioane, 6 milioane de euro, da? Păi sunt două firme care au cifra asta de afaceri. Uh-huh. Deci, în industria asta, un rating negativ e sufocat de 100 de pozitive. Da, dar am observat o chestie. Uite, spre exemplu, mi-au să aminte cum se numea firma aia, de ce n-am luat de la Sicily by Car. Uh-huh. E una dintre companiile de rentă car cele mai ieftine din Italia și mi se părea oferta prea bună prin comparație cu Europe Car, Hertz și toate ăștia și aveau ratinguri foarte proaste. N-au mai putut să le îngroape, probabil. A fost un caz extrem. Dar, în general, ratingurile se îngroapă. Ratingurile de pe internet, foarte multe sunt false. Și sunt la modul profesionist. Adică știu firme de rentă-car care au 5-6 oameni care asta fac, lasă ratinguri. Îi plătesc pe Fiverr, pe chestii de astea și lasă ratinguri. Da? Deci, știi ce zic? Deci, singurul mod în care te poți vaccina de țeapă la rentă-car este să iei fără exces, fără garanție. Corect. Și să fie cu pâi în față dacă ai vrut neapărat premiu. Dacă ai vrut neapărat premiu și să pui întrebări. Și să pui întrebări, să pui întrebări. Și să dai 20% în avans. Maxim. Ca să poți negocia la TGG acolo. Și să întreb dacă cere sau nu card de credit, să te asiguri că card dacă de credit. Dacă card de credit, ai fugit direct, în principiu. Și să nu iei o mașină de pe site-urile de bilete de avion. Corect. Acolo e evidentă. Dacă te-ai uitat la garanție la chestia cu, și la chestia cu card de credit, s-ar pica astea două, deci n-ai mai avea cum să iei mașina de acolo. Hai să venim la partea care ți-am zis că mă interesează cel mai tare. Deci asta cu rent-a-car-ul, m-am vaccinat, acum știu. Mi s-a schimbat cu totul, deci tot ce știam eu despre rent-a-car e parțial adevărat. Nivelul meu de civilizație, cum încercam eu să mă comport ca un cetățean european, s-a dus pe apă. Sâmbete de acum o să fiu un client mai bine informat, nu un român civilizat. Dar cum fac să mă folosesc de rent-a-car și acasă? Pentru că din câte am auzit eu, voi ați reușit să optimizați atât de bine tot circuitul ăsta al mașinii, finanțării, asigurării, relația cu dealerii, încât ați reușit să aduceți prețul foarte atât de jos. Uite, spre exemplu, cel mai bun exemplu este ne-am fost în parteneria, suntem prieteni cu cei de la, pot să zic că suntem prieteni pentru că sunt niște oameni foarte faini, cei de la Bavaria Mobility. Uh-huh. Și din când în când am mai avut campanii de promovare cu ei, că ei iau niște mașini de la Automobile Bavaria și le închiriază, le poți efectiv plăti pe o perioadă. E un altfel, e un rent-a-car pe perioadă mai lungă. Uh-huh. Un fel cu abonamente, gen. Da, dar aia este pe mașini premium. Cum fac să mă folosesc de ideea asta a lor foarte bună pe mașini mai accesibile? Și cum fac să fac chestia asta mai eficientă pentru mine decât să dețin mașina? Pentru că din câte aud eu, tot mai puțin oameni vor să dețină o mașină. Da, trendul se schimbă și îți spun sincer, despre orice dealer auto vorbim, din România cel puțin, că prin străinătate au început să se prindă chestia asta. Modelul de deținere a unei mașini se schimbă, se schimbă repede. Tu când cumperi o mașină, ce cumperi de fapt? Să zicem, ai cumpărat o mașină de 100 de euro, să ținem explicația simplă. Da? 19 euro sunt TVA dintr-un foc. Da. Da? Îi dăm la o parte. Și apoi ce ai cumpărat? Păi ai cumpărat o mașină care îți va genera costuri. Cu revizii, cu asigurare casco, cu asigurare RCA, cu... Mașina e un cost, nu e o investiție. Da? Bun. Împărțim utilizatorii în două categorii. Firme și persoane. La firme e foarte clar. În principiu la firme, dacă mașina costă mai mult de 10.800 de euro, da? Merită să o închiriezi. Și o să spun de ce. Există o limită în codul fiscal de deductibilitate, care e de 1.500 lei pe lună. Grosomodo 300 de euro, da? Deci poți deduce maxim 300 de euro din TVA, impozit pe profit și toate nebuniile, dacă ți-ai luat o mașină pe firmă. Da? Se mai zi-mi o dată. Deci dacă mașina depășește 10.800 de euro, corect, orice e mai scump ca un Logan, orice, corect, nu merită să fie achiziționat. Și îți explic mai de ce. Mi-a stat creierul. Okay. Deci încă o dată. Eu matematic un pic mai complicată. O să iau altă. Deci, trebuie să mai zic chestia asta o dată. Cred că v-ați trezit, zici că am băut două cafele dintr-o dată. Deci, orice mașină mai scumpă de un Logan nu mai merită să o cumperi. Corect. 2021. Și fiecare euro peste prețul respectiv, da,
Închiriindu-o, ți-ar aduce instant un avantaj de 40% din taxe. Să-ți explic de ce. Dar stai puțin. Condiția se aplică la cei care au o firmă. Corect. Dacă tu ai o firmă, da, tu poți deduce, da, din contul de profit și pierdere, ca să spun așa, din TVA, din tot ce vrei tu, 1500 de lei pe lună. Da? Dacă ai mai mult de dedus, nu mai poți deduce. Ai limita maximă a ceea ce poți deduce ca și cheltuială pe firmă cu privire la mașină. Asta înseamnă 300 de euro, da? 300 de euro ori 12 luni, 3600, corect? Uh-huh. Ori 3 în perioada standard de finanțare, 3600 ori 3, 10800. Până aici e clar, da? Da. Dacă tu ai cumpărat o mașină de 20.000, pe costuri, ți-ai băgat decât jumate din ea. Și atunci ai pierdut ce? TVA plus impozit pe dividend, plus impozit pe profit din cealaltă jumătate. Cu cât mașina e mai scumpă, tu pierzi 46% din valoarea ei, că nu ai putut să te scazi cu o deductibilitate mai mare. Păi nu, stai că pierzi 35% în primul an oricum, ca valoarea ei. Aia trecem peste ei, uităm, presupunem că ai vinde-o pe aceiași bani, că dacă ne uităm și pe reziduale, arată și mai dezastros pe valori reziduale. Păi nu, un Q7 este dezastru la capitolul ăsta, pierzi de 40% mi se pare în primul an. Corect, dar tu la un Q7 ți-ai dedus maxim 300 de euro pe lună ca și TVA, pentru că ai limita aia de 1500 lei. Care e făcută să nu-ți cumperi mașini scumpe pe firmă. Pe când dacă ai închiriat-o, ce se întâmplă în spate la firma de închirieri? Firma de închirieri, eram la un summit în Elveția, de exemplu, să-ți dau un exemplu. Ăștia cumpără mii de unități, zeci de mii de mașini odată. Și atunci vin la tine care ești un producător. Să zicem că tu ești FCA, da? Vin la tine, spun, FCA adică Fiat Chrysler. Fiat Chrysler, așa. Da. Vin la tine și spun, George, vreau să cumpăr. Am luat un exemplu din ăsta mai puțin reprezentat în piața locală. George, vreau să cumpăr de la tine 10.000 de Fiat Tipo. Da? Ce preț îmi poți oferi pentru ele? Ce discount îmi poți oferi mie ca și firmă de rentă care? Și tu o să-mi spui 30%. Nu cred. Așa se întâmplă, da, pe bune. Da. Există niște cote din astea fantastice. Tipo, e o mașină pe care o întâlnești foarte des. Ți-am dat un exemplu. Bine, era. Da. Ți-am dat un exemplu. Panda. Am scos o cotă din asta, știi, cu toate acțiunile promoționale pe care le au, cu totul, poate să ajungă acolo. Uh-huh. Firma de rentă care o cumpără, pentru producător e super mișto. E chiar o mașină de calitate, să știi, uite. Da? Ajunge firma de rentă care o folosește 6 luni. După 6 luni o vinde în străinătate. Cum o vinde? Neto. Ca mașină rulată. Firma de rentă care are cost zero pe mașina aia sau aproape de zero. Ca depreciere. Uh-huh. Ea are costul cu asigurarea, cu kilometri. Deci deprecierea a primit-o deja discount de la producător. Exact. Extraordinar. Și atunci, când eu îți fac ție, George, un preț, eu nu te taxez teoretic cu deprecierea mașinii, ci cu celelalte costuri operaționale pe care eu oricum le-am optimizat foarte bine. Da? Pentru că eu nu am revizie la o mașină 1000 de lei, am revizie poate 500 de lei, n-am anvelope prețul ăla, am anvelope care vin special omologate în România din nu știu ce țară, un anumit tip de anvelope. Și se întâmplă efecte din asta, sinergii de genul ăsta foarte, foarte, foarte interesante. Plus, așa, scuze. Vrei să te duci la mare. Poate tu nu vrei să te duci cu Skoda Octavia pe care o ai la mare, poate tu vrei să te duci la 12 zile la mare cu Mercedes clasa C, că îți place ție Mercedes. Da? Nu, mai am eu prieteni care vin din când în când prin România și tot timpul sunt cu mașinile astea scumpe și zic, bă, da, asta e mașina ta, de aici? Zice, nu, eu închiriez de fiecare dată când vin. E o nișă, noi de exemplu, pe nișa asta o vedem crescând foarte rapid, da, crește mult mai rapid decât nișa de mașini economice și discutăm aici de mașini, nu știu, nu mai discutăm de A-Class-uri, discutăm de GLE 53 AMG, de serie 7, de okay, A45S, nu știu, ca să-ți iau exemple de genul ăsta. Cât e un seria 7 la cel mai bun preț posibil la rentă? 100 și un pic de euro, 102-103. Cât? 102-103 euro pe zi. Pe acolo. Adică cu 400 de euro te poți duce la mare cu un seria 7. Tot weekendul? Tot. Două weekenduri, teoretic, 4 zile. 400 de euro, 4 zile, seria 7. Ok, și la ce să fiu atent dacă iau șeptarul așa? Să-i faci poze. Să-i faci poze. Da. Să le iau de pe un site, să nu le iau de pe site-ul de bilete de avion. Corect. Și tot ce mi-ai zis mai devreme. Exact. Preț? Garanție, card de credit. La asta ești atent. Și ăia 400 de euro îi bag în firmă pe cheltuieli servicii. Deductibile. Sunt cheltuieli deductibile. Da. Și ai recuperat din ei 40% instantaneu. Deci ești mai ieftin. TVA? 40. Impozit pe dividend, impozit pe profit. Deci mă costă în realitate 240 de euro. Corect. Pentru că statele europene și România... Păi stai puțin. În alea 4 zile BMW-ul s-a depreciat mai mult decât am dat. Evident. Evident. Și nu, serios. În chestia asta e în toată Uniunea Europeană, atenție, nu e doar în România asta că serviciul de închiriere auto e deductibil. În toată Uniunea Europeană e o chestie gândită special ca oamenii să nu abuzeze de banii din firmă pentru a scădea taxele. Uh-huh. Da? Să nu-și cumpere Lamborghini pe firmă sau chestie genul ăsta și ai limitare de 10.800 pe deductibilitate. E o chestie bun simț până la urmă. Fantastic. Dacă ai primit cel puțin o informație care să-ți economisească cel puțin un euro, cred că este momentul să dai un like. Suntem 1500 de oameni pe live,
așa cum zice Radu aici, foarte multă lume pe live în această seară, vă mulțumim, hai cu un like, pentru Emil care ne-a dus informații foarte tari. Deci, cum fac eu să-mi iau o mașină electrică atunci așa? Uite, nici asta în România e reprezentată foarte prost, că n-avem, există percepția că nu avem suficiente stații de încărcare și clienților le e frică de mașină electrică. Avem, avem. Eu sunt e o percepție. Da. Și pentru că nu există atâta cerere, nu poți avea ofertă. Dar hai să începem, uite, eu îți promit reclamă dacă tu aduci iei mașini electrice pe sistemul ăsta, pentru că știi de ce? Curentul e ieftin, nu există revizii. Costuri mult mai mici, absolut. Plăcuțele de frână se schimbă mai rar. Corect. Eu sunt vândut pe ideea de mașină electrică, spun sincer. Deși în familie ar trebui să fiu petrolhead de la maxim, sunt complet vândut pe conceptul de mașină electrică. Asta e viitorul, e clar. Dacă nu vezi viitorul ăsta și dacă nu vezi viitorul că mașina e un serviciu și nu mai e un bun, că devine un serviciu. Da? Practic tu nu-ți cumperi un obiect, tu-ți cumperi serviciu de transport de la punctul A la punctul B în anumite condiții. Exact. Și hai să fim sinceri, trăiești în București, să zicem. În cât timp ai nevoie cu adevărat de mașină? Pentru că ai o aplicație pe telefon, iei mașinile astea electrice de la colț de stradă, te plimbi cu ele prin București, toate bune și frumoase. Da, dar până intru pe site să caut, să compar oferta, e fricțiune. Aș vrea să-mi uberizez chestia asta, aș vrea să-mi o faci așa la un click, să-mi vină mașina aici în fața casei, la botul calului. Uh-huh. Poți? Da. Pe mașini premium astăzi în România o pot face. Avem livrare la domiciliu, de exemplu, pe toate mașinile premium. Pentru că acolo, când ai 8 euro, nu poți oferi serviciul ăsta. Evident de ce. Da. Dar când ai deja de la 40 de euro în sus, că discutăm de clasa A, de GLA, de mașini de genul ăsta, de serie 3, de serie 1, poți oferi serviciul ăsta. Și de altfel, toți furnizorii premium care noi lucrăm au o condiție că livrează mașina la domiciliu. Și e un serviciu foarte frictionless, adică o poți plăti online cu cardul, da? Intri pe site sau pe un WhatsApp, să zicem, trimiți, vreau mașina asta din data de, plătești online cu cardul pe link din sufragerie și îți vine agentul și te sună când e la parterul blocului. Foarte tare. Și se poate asta în România? Da. Nu știam. Deci eu nu știam că ați ajuns atât de departe cu chestia și asta. Și se poate cu mașini? Wow, se poate cu A45S. A45 ăsta e... Da, A-clasul ăla sport. Cu... GTI-ul de la Nerd. Da. Se poate cu, nu știu, mașini super noi, seria 3, G20. Cu... Se poate cu mașini wow. Mm-hmm. Și piața asta crește accelerat. Deci piața asta crește cu mai mult de 100% pe an. Atenție. Dar mare atenție, în sezon prețurile sunt triple. Da. Dacă nu... Trebuie să fii foarte inteligent, să rezervi din timp să compari multe oferte. Gândește-te că... Nu vreau să vorbim despre noi, dar gândește-te că noi comparăm pe fiecare request, pe fiecare cerere de închiriere pe care o primim de la client, comparăm la intervale de 5 minute, de 10 minute, de 100 de ori pe sistemele furnizorilor, pe 40 de firme, să vedem cum oscilează prețul și să-i arătăm o rată clientului. Practic, tu nu ești o firmă de rentă, car, tu ești un broker. Clar, suntem software. Noi suntem o companie de software. Asta facem. A, tu ești de... A, ok. Dacă n-am înțeles asta, am murit din prima zi. Păi hai, 21:36, suntem aici de aproape o oră și jumătate și am aflat că tu nu lucrezi la rent-a-car, tu ești la o firmă de soft. Așa cum zici și băieții dacă din gambling. Dacă e să fiu cinic, da. Uh-huh. Teoretic, noi asta facem, software. Noi nu atingem niciodată o mașină. Adelina, acum trebuie să anulez comanda de Tesla Model S. Aduceți Model S-uri, eu aș lua. Aș lua Plaid. Ai, nu 100, dar 120 pe zi aș da. Știi ce se întâmplă pe piața de mașini de genul ăsta? Tu trebuie să convingi în sistemul clasic dealerii să intre în sistem. Marja e mult mai bună față de vânzarea unei mașini clasice. Și oricum trendul se schimbă și dealerii care nu intră în industria asta, în zona de rent-a-car, în 10 ani de acum vor dispărea. Te referi la dealer, importator și distribuitor exact, de mașini noi. Exact. Dacă tu doar vinzi mașini pe desk sau pe site și sper că o să-ți meargă bine 10 ani, dacă un coleg e nebun, pentru că înseamnă că n-ai fost în state... N-ai fost în Franța să te uiți pe lângă tine. Am fost în Charles de Gaulle în Franța, aveau un etaj de BMW i8. Și... Un etaj de BMW da, i8? Da, și eu le spun. În Frankfurt am văzut un etaj de mașini premium. Eu le-am spus, băi, ce prost sunteți voi? Aveți un etaj de mașini închiriate, de ce le-ați mai luat că vi se depreciază? A, păi nu, că astea sunt decât mașinile de replacement. Deci ele erau mașini care așteptau pentru cazurile în care mașinile care erau plecate în chiria au o problemă și le erau upgrade-ul gratuit, gen. I8-uri, da. Upgrade gratuit. Da. Ca să fie clientul super mulțumit și așa mai departe. Deci trendul ăsta se schimbă. Dealerii în 10 ani de acum, în primul rând eu cred că în 10 ani de acum tot o să fie electric. Nu știu, ne mai întâlnim în 10 ani. Minim 10 ani, eu nu sunt chiar atât de optimist. Am găsit în sfârșit să se noteze, am găsit în mai... 2021, unul mai optimist ca mine la electrice. Eu nu cred că în 10 ani, dar cred că în 10 ani vom avea paritate. 50-50, jumătate. Eu mă refer pe vânzări de auto noi. Că pe stradă e evident că o să se... Nu, și la vânzări. Tu scrii pe vânzări? Da.
O să fie inerție mare. Uite, spre exemplu, și asta cu podcasturile, noi facem interviuri de vreo 6-7 ani când se numeau interviuri, acum toată lumea pe podcast, a durat 6 ani să vină valul de podcasting la noi. Deci România e un pic în urmă față de America și trendul, tu zici că vine de acolo, că nimeni nu-și mai cumpără mașină, toată lumea închiriază. E foarte ieftin. Că e mai ieftin așa. Gândește-te că dacă ți-ai o mașină pe firmă, valoarea ratei reprezintă mai puțin decât TVA-ul și impozitele pe care nu ți le-ai dedus. Da. Da? De ce, în loc să-ți bagi banii în business-ul tău, vrei să-i bagi într-o mașină? În ce investești? În mașină sau în business-ul tău? Am trăit în întuneric. Păi nu, pe bune. De ce? Eu am făcut chestia asta. Eu am luat un Nissan Leaf. Apropo, vrei un Nissan Leaf la rentă car, ți-l dau. E de vânzare. Am luat un Nissan Leaf și am blocat bani, într-adevăr, în el. Mai bine îl închiriam. În loc, o scoți din CAPEX, o duci în OPEX. Ai costuri operaționale. Mașina trebuie să fie pentru business-ul tău un cost operațional. Nu trebuie să omori linia de credit cu asta. Poate vrei să faci o mică fabricuță, poate vrei să-ți faci, nu știu, îți cumperi o nouă cameră, da? Noi România trebuie neapărat să deținem în proprietate, suntem obsedați de proprietate și să iei doar să închiriți cât ai nevoie. Știi vorba aia, bă, să fie al tău. Uite, spun o chestie despre mine personal. Eu nu am mașină de vreo 5 ani. Da? Îmi închirez mașini în sistemul nostru. M-am dus... Ce mașină conduci azi? Astăzi conduc un Golf. Cu ultima oară când ne-am văzut aveai un... X3, cred că era. Și asta era ieri. Da, gen. Înainte de asta m-am dus, trebuia să fac niște cumpărături și aveam un Clio Combi Station Wagon. Da? E în funcție de necesități. Dacă... Și mi-o livrează acasă, adică de ce să-mi bat capul? Uh-huh. Și dacă îmi pun costul total de deținere cu amortizarea la o mașină ok, diferența este halucinantă. Pentru că eu n-am nevoie cu adevărat în fiecare zi de o mașină. Pot să merg cu o aplicație, pot să mă plimb prin București cât vreau, pot să whatever. Și... Ok, dar dacă este să cumpăr o mașină totuși, dacă mai vreau să cumpăr o mașină, în ce condiții mai rămâne rentabilă deținerea în proprietatea unei mașini? Cât de mult ar să merg cu ea? Ce ar să fac cu ea? Ar trebui să mergi cu ea mai mult decât la serviciu și înapoi. Mult mai mult. Mult mai mult. Gândește-te că pentru că mulți oameni care mă întreabă pe mine ce mașină să-și ia, îmi zic că, păi nu, că vreau o mașină mare și zic, fiate, dar ce faci cu ea, știi? Mamă, ce întrebare bună ai pus. Păi nu, că eu pun întrebarea asta de ani de ani. Există chiar un chestionar infam pe care l-aveam eu pe blog, la care oamenii după ce treceau prin întrebări și răspundeau cam singuri. Că de-aia l-am făcut, că veneau foarte multe întrebări. Dar chiar și așa. Păi nu, că mai vrei să mai mergem și la mare din când în când. De-aia o vreau așa. Și zic, băi, stai puțin, dar chiar îți trebuie? Chiar îți trebuie mașină să mergi la mare? Uite, o să-ți răspund la întrebare un pic ocolitor și cred eu o să te lucideze instantaneu. Toate serviciile de ride sharing, mașini din astea pe care le deschizi cu aplicația, whatever, din Europa, sunt neprofitabile. Fie că vorbim despre Share Now, Free Now sau cum Dumnezeu se mai numesc, diferite mărci care s-au unit împreună să lanseze servicii, toate sunt neprofitabile. Neprofitabile. Da. De ce? De ce serviciile astea unde deschizi mașina cu aplicația și te plimbi cu ea două ore? Nici Uber-ul? Păi, Uber-ul îți dă cu șofer și te transferă de la A la B. Eu mă refer la mașini, la aplicațiile unde descui mașina, te sui, o conduci, tu te plimbi, o lași. Gen Share Now, gen... Nu știu dacă e ok să-ți dau un exemplu în România, pot să-ți dau exemple de peste tot. Da. Gen, nu știu, Pony, mai erau ăștia cu mașini electrice. Da, Get Pony, foarte mișto. Da, foarte mișto serviciu, genial serviciu. Mai erau unii cu mașini electrice, Teleport. Da. Da. Oamenii ăștia Ego, investesc, Spark. Bravo. Oamenii ăștia investesc masiv în mașini pentru a educa piața. Da? Ei practic te sponsorizează pe tine, îți oferă un subsidiu pierzând bani din business, ei vin și spun așa, George, eu pierd 10 lei cu tine ca și client, vino, ia mașina și plimbă-te cu ea. Dacă ei nu fac profit, asta înseamnă că ei te sponsorizează pe tine să le folosești serviciile. Dar nu există caritate în industrie. Păi nu există caritate. Tocmai că nu există caritate, pentru că vor să formeze piața. Și atunci, peste 2, 3, 4, 5 ani... Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dar acum, eu, de exemplu, dacă aș avea de ales să merg între punctul A și punctul B prin București, clar aș merge cu mașina de asta, pentru că știu că ei nici măcar nu recuperează costul mașinii. Da? Și ei chiar optimizează spre deosebire de ce aș putea să fac Ion Popescu, evident, pe persoană fizică. Și sunt convins că vor fi câștigători. Sunt convins că o să vină momentul când toate companiile astea, care vor trece de faza asta inițială, vor face foarte mulți bani. Uh-huh. Acum vine întrebarea, dacă ei nu reușesc să facă bani din atâtea mașini, ce te face să crezi pe tine că tu vei reuși cu ăla? Știm deja de la Timi Ghiurău, care a fost aici, pe care o salut Timi, că este membru la noi cotizant, Witcher. E pe live? Salut Timi. Timi este lead innovation la Volvo. Adică omul care visează viitorul mașini Volvo, astea. Și spunea că
o chestie pe care noi știam, dar e șocant de adevărat când o mai spune încă cineva de genul ăsta, sunt conștient că vânzările de mașini noi trebuie să scadă, pentru că 90% din timp, nu, asta era discuția, mașinile stau. De acord. Deci 90% din timp îți curg banii din buzunar fără să-ți dai seama. Corect. Pentru că tu nu folosești un obiect care îmbătrânește și când stă. Am mai auzit de la Flavius Câmpeanu, de exemplu, de la RAR, de la Registrul Autoromân, care ne-a spus că o mașină care stă îmbătrânește și poluează mai mult când stă decât atunci când merge. Corect. E cel mai mare secret al industriei. Mi-a stat mintea. Da. E adevărat. Da. E cel mai mare secret al industriei. O mașină care stă generează costuri și generează și costuri mai mari, culmea. Pentru că anvelopele îmbătrânesc, nu se lubrifiază nimic, apar 15.000 de alte complexități. E mai ales adevărat, am auzit chestia asta la camioane. Un camion care a stat nemișcat o lună, te se facă nu știu ce mega revizie la rulmeț. Sper că nu greșesc, că nu știu chiar atât de bine, dar poate zice cineva la comentarii că avem oameni care știu. Cifra octanică scade din rezervor. Cifra octanică a carburantului. După 6 luni nu se mai pornește mașina. La curent n-am problema asta. Că o las în priză. Și... Uite, Andrei Brătucu, multe momente de nu pot să cred că nu știam în episodul ăsta. Deci noi avem impresia că suntem petrolheads aici și băieți pasionați de mașini, habar n-avem pe ce lume trăim și trebuie să fim recunoscători că există oameni ca tine care sunt un fel de whistleblower, pot să zic așa, whistleblower? Nu neapărat, pentru că știi ce se întâmplă? Eu sunt adevăruri neștiute. Da, și vreau să încurajez oamenii să gândească un pic open și să înțeleagă că viitorul merge într-o anume direcție. Și teoretic vorbind, eu spun în chestia asta ajut producătorii auto. Pentru că știi ce se întâmplă? În momentul în care realizez că mașina e un serviciu, îl consum ca atare. Mm-hmm. Deci trebuie să-mi scoatem din minte că atunci când îți cumperi mașină, îți cumperi o jucărie foarte scumpă care va cheltui foarte mult stând. Corect. Și atunci îți bagi al creier în loc, îmi trebuie un serviciu de transport de la punctul A la punctul B, indiferent de ce formă. Corect. Și practic tu ajungi, dacă un producător auto, să zicem, vede materialul ăsta, și nu realizează cât îl ajută, înseamnă că e idiot. Să spun de ce. În serviciul ăsta de ride-sharing și de închiriere și de whatever, tu ai mereu mașini noi. Și atunci producătorul vinde constant mașini noi. Spre deosebire de cazul unde George își cumpără o mașină super frumoasă acum și o ține 10 ani. Păi da, atunci cum să mai duc românii în Germania să-și ia mașini puțin rulate la mâna a doua, că toate se perentă cara le ieftine? Producătorii ar trebui să fie deranjați de chestia asta. Mediul ar trebui să fie deranjat de chestia asta. Și plus... aducem iară în România toate mașinile alea rulate de prin afară. Eu nu spun că am avut și o mașină adusă în Germania. De ce să spun? Nu, primele mele 7 mașini au fost aduse din Germania. Asta e realitatea, știi? Da. Da. Teoretic vorbind, nu e cea mai inteligentă chestie de ce? În marea schema lucrurilor. Păi uite. Dacă mi-au un BMW cu 12.000 la 3 ani vechime, nu sunt deștept? Ești deștept față de valoarea unde ai cumpărat-o de nou. Da. Dar față de valoarea unde ți-ai închiriat o mașină de 3 ori pe an, să te duci tu la muntă unde ai nevoie și ai merge în schimb cu Renault Zoe. Da, eu merg până la Mega cu mașina. Păi mergi cu Renault Zoe. Deci ai nevoie să mergi cu seria 3. Dacă în orașul meu este serviciul ăsta, într-un oraș mare cum e Bucureștiul, dar în alte părți din țară nu merge. În orașe mai mici. Da, pe la țară. Ușor, pe la țară, da. La țară, în zone de asta ai nevoie de mașină. Ai nevoie de o mașină ieftină, de o mașină care să fie reliable și de chestii de astea. Dar în orașele mari, că de fapt aici mă focusez, în orașele mari ai avantajul că poți alege. Și poți alege din ce în ce mai mult. Acum 5 ani era de neconceput să închiriezi o mașină pe care să o aducă cineva acasă. Da. Da. Acum aveam întrepozele... Eu habar n-aveam că se poate azi. Deci mașinile acum se livrează igienizate. Deci gândește-te că sunt tot faceți bordul nebulizare? Mașinii. Poftim? Faceți nebulizare? Da, fac tot felul de chestii. Îmbracă volanul în folie, cutia de viteză la fel. Adică foarte ok. Mașina pe care o aveam eu murdară, ți-o trimisesem și pe WhatsApp la un moment dat să vezi cum arată un Logan la livrare. E impecabil. Da? Super curată, super ok. Și să știi că se schimbă trendul. Ușor, ușor vedem că oamenii încep să își dorească altă mașină pentru ocazii diferite. Vrei să te duci la munte, ninge afară. Te mai duci cu seria 3 ăla? Nu, mă duc cu X3-ul. Deși, ești fan BMW. Deși în realitate, să fim serioși, eu am mers iarna la munte, că eu sunt de la Brașov, am făcut o grămadă de drumuri cu seria 3, nici măcar de X-Drive n-ai nevoie în realitate și poate să fie și sedan. E cea mai eficientă variantă sedanul. Multă lume se păcălește când își ia SUV. Și oricum, și capturi o păcăleală de SUV, hai să zicem pe șleau, multă lume se păcălește că e un pic mai înaltă și că mamă ce mașină e. Deci X3, Tucson, toate astea nu sunt SUV-uri. Sunt mașini mai mari. Sunt mașini mai mari. Exact. În aparență. Pentru că spațiul interior nu cred că e mai mare. De multe ori nu e mai mare. E o păcăleală. Mai bine ții un break. Apropo, se închirează break-uri? Da. Dar se închirează doar pe durata sezonului estival. Pentru că, în general,
la noi români apare ideea asta că nu vrei să fii văzut într-un station wagon. Într-un Drick. Da. Eu sunt nebunit după 5 Touring. Îmi place 5 da. Touring. De ai o mașină, de exemplu, care, pe care e sinucidere să o ai la închiriere auto. E o mașină pe care ai zero request-uri. Nimeni nu vrea. Decât în sezonul estival. Da, dar există în România vreuna? Da, da, da. Există multe. Și poți să o iau cu cât? Dacă îmi pun minte. Uite, câte zile? Nu știu, facem așa un... Devin un price comparison. Așa, într-un weekend. Am un pic de nostalgie. M-aș duce până la munte să fac un hike. Cred că o să fie vreo 110-120 de euro pentru un weekend. Cam pe acolo. Tot weekendul? Tot weekendul, da. Nu, nu se poate. Păi ba da, depinde de exces. Cu o garanție din asta standard de 5-600 de euro, cam pe acolo. Sau clasa C, combi. Nu că ne cunoaștem noi acum. Nu, cam ăsta ar fi prețul. Mă duc cu 5 Touring la... Deci gândește-te că 50 de euro și un pic ai pe clasa X1 GLA acolo. 50 de euro și un pic un depozit de 5-600 de euro. Da? Deci, pe repet, weekend. Da, pentru un weekend. Și vrei să spun o chestie? GLA cu mai puțin de 20 de euro pe zi. Și ajută 50 de euro era la GLA. Pe zi? Păi da, aveai două zile, 100 de euro. 50 de euro pe zi. Da, două zile, 100 de euro pe GLA. Okay. Dar de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că serviciul nu este doar un serviciu. Românii care se duc la weekend reprezintă o proporție mică din total clienții. Okay. Sunt cei care sunt pe aeroport. Nu contează că e weekend. Prețul meu din sistem și ceea ce arată roboțelul nostru este că nu contează că e weekend, nu contează că e luni, marți, miercuri, joi. Da? Gradul de încărcare depinde de când sunt zborurile. Mm-hmm. Da? De exemplu, s-ar putea ca dacă ți rezervi super din scurt și ziua să fie miercuri, pentru că miercurea dimineața sunt multe zboruri, să nu-ți găsești mașină. Okay. Da? Cei ca tine care vor să ducă la munte sunt un segment micuț, micuț, micuț de tot. Mm-hmm. Da? Serviciile aeroportuare sunt cele... Cam cât? 80%? Da. 80-20, cam așa e cu ponderea. Evident, mm-hmm. excludem aici partea de business to business. Deci discutăm business to consumer. 80-20, business to consumer. Adică cu persoane fizice. Și, da? o să crească oricum toată vara asta, că nu sunt mașini destule, da. Lipsă chipuri, nu sunt mașini noi destule. Da. Ok. Firme care aveau... Dar dacă îmi rezerv de acum pentru la vară, găsesc la prețuri bune? E cam ultimul moment, îți spun sincer. Adică dacă nu ți-ai rezervat deja mașina... Ați auzit-o aici la IGDLCC, S099, a zis Emil, dacă vreți mașină în vara asta, luați-vă acum ca să nu prindeți prețurile alea mari. Și uite, mai facem un pariu și acum o informație pe care ți-o dau este... Auzi, e ca la Elrond la tine, știi? Dai ponturi în alea care să salveze nu știu câți bani. Suntem în 9 mai, da? Da. Dacă ți-ai rezervat ziua mașină, Europei, să știe. Dacă ți-ai rezervat mașina după 1 iunie, o să fie dublu pentru iulie și august. De la 1 iunie dublu. Da. Deci gradul de încărcare e deja de așa natură în industrie, încât dacă mai aștepți și o faci după 1 iunie, o să fie dublu. Mă întorc la chestia cu SH-ul. Totuși, nu-mi permit, cred eu, poate chiar nu-mi permit, mm-hmm. nu-mi permit să închiriez nici măcar Loganul ăla de 10 euro pe zi. Ok. Și mă duc și îmi iau un Logan la mâna a doua cu 5-6 mii. E mai bine așa? Uite, am avut o experiență recentă. Eu Ion Popescu, fără SRL. Căutam recent, o să-ți dau tot așa o chestie, căutam recent, știi cum e, când lucrezi în nișa asta, toată familia îți scrie non-stop pe WhatsApp, găsește mașina asta, vreau să-mi cumpăr mașina asta. Ce firmă de rentă care vinde mașini știi tu, că vreau să-mi cumpăr mașina asta? Și căutam mașini de pe net pentru o mătușă. Și am verificat... De ce, ai acces la niște stocuri? Da, gen. Și am verificat de pe net, pur și am verificat o dată pe furnizori ce vindeau ei și o dată am verificat pe site-urile astea mari de vânzări auto. Și le verificam prin diferite sisteme de astea online unde verifici după VIN number. Dumnezeule, ce am văzut? Adică, la un moment dat verificasem 40 de mașini, niciuna n-avea kilometri reali, la modul ăsta. Erau lovite, erau nebunite. Și da, mai degrabă mi-aș lua din Germania, ca să revin la exemplul tău. Exemplul unde mi-o iau din Germania e mai ok. În Germania am verificat toate trei erau ok și gen. Da, dar stai că am învățat și românii. Mersul își duc mașinile și le dau la dealer în Germania și le vinde dealerul ca și cum corect. Ar fi cu acte germane. Dar tot trebuie să verifici după VIN number cumva. Știi că și site-ul RAR-ului are verificare după VIN number mai nou. Ei, na. Da, poți să-ți faci cont, dar e complet gratuit. Îți faci cont, bagi VIN number și verifici cum o să fie, mașinii. Știi cum o să fie? Zice Cosma Adrian, în câteva zile vezi transcriptul IGDLCC 099 în formă de e-book. Asta e comentariu serii. Știi că putem vorbi încă 6 zile despre industria auto în general. Nu cred. Da, gen ceea ce am spus e... Ce nu te-am întrebat? Ce altă întrebare deșteaptă aș fi putut să am? Că uite, oamenii se uită gură cască, nici măcar nu prea sunt comentarii, nici nu am întrebări. Uite, hai să spun cum aș rezerva eu o mașină, dar bine, eu sunt client from hell. Tu ești clientul din Iad? Da. Așa, că știi tot. Da. Da. Deci cum aș rezerva eu o mașină? Intru pe motor de căutare, am găsit 2-3 firme care îmi plac, nu neapărat franceze mari internaționale, whatever. Ce motor de căutare? Google direct? Da, Google direct. Ok. Da? Bun. M-am ferit de rezultatele din Google Ads, din prima.
Alea primele 2, 3, 4? Da. Ok. M-am uitat în organic și le iau, la rând, nu trebuie să le iau neapărat din primele rezultate, primele 3-4 pagini. Mi-am ales 3-4 firme care îmi plac. Bun, mă uit peste prețuri, am rafinat căutarea la 2, la 3. Intru în pagina de contact și le scriu bună ziua, vin de pe 16 pe 23, îmi place foarte mult Kia Sorento al dumneavoastră, ce pot să mai primesc? Nu știu, am dat un exemplu random. Ce pot să mai primesc în clasa respectivă? Și cât ar costa cu zero depozit? Primul care mi-a răspuns din stat are un avantaj colosal. Pentru că înseamnă că are suport și că are o operațiune mare. Da? Care oameni pregătiți și dispuși să răspundă. Exact. Și înseamnă că nu se oferește să răspundă. Dacă mi-a răspuns după 72 de ore, deja nu mă interesează, l-am exclus pe ăla din rezultate și am trecut la următorul. În momentul în care am doi care îmi răspund, îmi aleg dintre preț să fie card de debit, da? Ca să pot să-mi dau chargeback dacă am stabilit asta, da. Garanție zero și ăsta e prețul. Și îmi rezerv cu măcar o lună, două înainte, dacă pot. Da, cu cât mai mult timp înainte. Am ajuns. Ce am făcut când am ajuns? Bună ziua, bună ziua. Ăsta e cardul meu, vreau să iau mașina. Ce mașină aveți? Dacă are altă mașină, îi arăt mail-ul. Păi uite, colegul tău mi-a spus că astea sunt clasele, ce facem? Da? Bun, îmi dă mașina. Am ajuns să, să vedem mașina, întotdeauna mă uit la mașină. Niciodată nu las mașină fără să nu vă uitați la învelope. Da? Că vă văd greșeala asta comisă de un miliard de ori. Primul lucru la care te uiți la mașină închiriat sunt învelopele, care spun ceva despre starea generală a mașinii. Da? M-am uitat la învelope, am văzut că învelopele sunt ok. Am făcut 5-6 poze mașinii, i-am pus cheia de contact, vreau să văd dacă mi s-a prins vreun martor pe acolo, dacă mi s-a prins orice martor când am ridicat-o, da? Achisul comunitar e foarte clar pe chestia asta că mașina închiriată nu trebuie să aibă niciun martor aprins în bord, da? Nici măcar la lichidul de parbriz. Nimic, da? Dacă are un becar să nu ridic. Oricum își apună apă în ea. Dacă are un becar să nu ridic. După care m-am uitat în talon să văd anul mașinii așa ochiometric, respectând regula de 3 ani, pentru că în principiu trebuie să fie mai nouă de 3 ani. De ce mai nouă de 3 ani? Ca o mică paranteză, că fac vreo 50.000 de kilometri al pe an. În regimul ăsta, 40.000. Mașini de rent fac 40.000 pe an. 40.000 pe an, da. Deci mă uit să fie obligatoriu mai nouă de 3 ani. Am făcut pozele pe WhatsApp, le-am trimis câinelui pe contul lui de WhatsApp ca să fie timestamped, da? Sau le încarc în Dropbox mai nou. Bun. Am contractul de închiriere, am totul, am plecat. Când m-am întors, discuția e super simplă. Asta e mașina. Vreau să o inspectez, nu vreau să las cheia într-o cutiuță. Asta fac. De fiecare dată îi cer să vină să-mi o vadă. Da, nu vreau să-mi las cheia într-o cutiuță ca după aia să mă apară o listă de daune de 3 pagini. Nu, îi cer. Vino, te rog, cu mine să vedem mașina. Dacă are ceva, îi arăt pozele, uite, asta e poza. Și din nou ce fac? 4 poze mașinii. Da? Pe, cu de care pe fiecare ce colț. Da, cu care ce fac? Mi le trimit din nou pe WhatsApp. Da? Am poze before and after. Dacă mă apare un charge pe cardul de credit, cu pozele astea îmi dau chargeback pentru că cardul meu este un card de debit. Și mă duc la bancă și spun, este o plată nejustificată? Duci, da, nu? Nici măcar nu te duci, dai un mail direct, atașezi pozele before, atașezi pozele after și s-a terminat. Și banca refuză plata. Da. Și atunci firma de rentă car ar trebui să te caute pe instanță. Nici măcar asta nu o să facă, pentru că în momentul în care pozele before and after apar și se constată că dauna exista, o să primești un cupon de reduceri probabil. Și niște scuze. Da. Smart! Câful eraru, gata. M-am hotărât, a devenit și membru ca să ne spună chestia asta, vând mașina. Din 7 zile, 6 stă în garaj, trăiască închirierile și Uber-ul. Cam asta, concluzia asta am ajuns 2021. La concluzia asta am ajuns eu. Și o să economisești o grămadă de bani. Cui mai vând eu Nissan Leaf? Plus, nu mai am învelope, nu mai ai revizii, nu mai ai nimic. Mm-hmm. Ce? Îl bag la rent-a-car? Da, dacă mă aude cineva de la Spark... Am auzit că ăștia-s bulgari, mi se pare. Habar n-am, mă crezi? Nu știu. Anyway, aș lasă mașinile aiurea, apropo, parchează aiurea. Dar, da. Deci, cu mașini electrice, când faceți o chestie de genul ăsta? Pentru că, gândește-te așa, pe lângă faptul că mașinile alea vor fi ieftine prin sistemele voastre de finanțare, curentul e iarăși ieftin. Știi ce mi-ar fi plăcut mie să se întâmple în România și nu se întâmplă și nu înțeleg de ce nu se întâmplă? Adică înțeleg de ce nu se întâmplă, dar că nu s-a gândit nimeni la asta. Mi-ar fi plăcut să ajungem ca alte țări europene, Austria, Franța, Italia, ca tu, George, să-ți poți închiria mașina către el, dacă îți dorești asta. Cum e în America Turo. Exact, cum e în America Turo. Problema este că România... Băi, n-avem încredere, eu n-am încredere la Radu, că dacă ăsta face cu banane, cu mizerie, că am văzut o poză la tine. E ok, cumpărați o asigurare care să acopere totul. Hai să zicem că asta ar fi rezolvabilă. Problema este că legea închirierilor auto s-a tot schimbat de 7 miliarde de ori. Da, există o lege 38/2003, s-a schimbat de 7 miliarde de ori. De ce? De ce? Pentru că firmele de ride sharing tot voiau să bage chestii pentru că nu erau reglementate în niciun fel. Și s-a schimbat o chestie accidentală, un paragraf în lege care spune așa. Serviciul de închiriere auto devine serviciu de transport public, deși este un serviciu de închiriere fără șofer. De ce chestia asta complică totul? Pentru că brusc,
tu închirezi un bun, eu am paharul ăsta și vreau să-l închirez către tine, George, și share niște bănuți. Eu sunt SCA SRL și tu ești George. Toate bune și frumoase, nu e un serviciu reglementat. E, acum, serviciul de rentă clar este un serviciu reglementat, e un serviciu de transport public. Asta înseamnă că trebuie să am foaie de parcurs, autorizații, șoferi, certificați, rute. Gândește-te că sunt firme care au, oamenii de pe ghișeu n-au permis. N-au permis. Sunt oameni care dau cheia și iau cheia, dar ei nu conduc mașină niciodată. Uh-huh. E, dacă te uiți în lege și în toate anexele și în toate chestiile, o să vezi că este considerat serviciu de transport public. Și formularea e atât de interesantă încât, teoretic, el ar trebui să aibă copie conformă în fiecare atestat. Mașină, atestat, nu de șofer profesionist. De altfel, pe aceeași foaie, mi-am notat o chestie interesantă. Să vezi cât de frumos e formulată. A venit echipat. Fii atent. Deci e așa. Transport în regim de închiriere. Ce e? Un serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme conducători auto. Simplu, da? Bun. Autobuzul. Serviciu de închiriere. Un serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizați care pun la dispoziția clienților autoturisme fără conducător auto pe bază de contract. Teoretic, asta nu e transport public. E un serviciu de cedare a folosinței unui bun. Da. Deci ai schimbat legea. Și devine și mai tare. Ce e rentăcar? Rentăcar. O activitate care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat cu șofer, cât și fără șofer. Ah, ca să ajute pe ăștia de la Uber cu... Să-i reglementeze. Teoretic, au vrut să-i reglementeze și au făcut o chestie bună că i-au reglementat. Dar au, dar au lovit în partea elaltă. Că a devenit ăsta serviciu. Și ce se întâmplă deci anul sunt trecut? O grămadă de oameni cu mașini mișto care sunt sigur că ar vrea să le închirieze evident, peer-to-peer. Evident. Nu? Asta vrem. Aș și... vrea să pot să conduc mașina cuiva care și eu îți doresc vrea să o dea pe weekend. Și eu îmi doresc să o închirieze, să o încarce în platforma mea și tu când suni să nu suni la el. Să suni la mine și eu să-i bucuiesc lui automat. Prin SMS frumos. Dacă n-am chef să stau să răspund la toți nebunii. Că n-ai chef să răspund la toți nebunii. Și eventual eu să-ți o și asigur. Problema este că, să vezi ce se întâmpla anul trecut. Anul trecut, până deci, să vină pandemia. Deci de-aia nu poți să-mi iei tu mie mașina să o subînchiriezi. Nu pot nici măcar să... Nu pot, teoretic vorbind și dacă îți dai mașina încomodat față de propria firmă, legea asta are implicații. Pentru că tu ai închiriat o mașină fără șofer. Teoretic da. Nu mai poți să o gestionezi așa de capul tău. Da? Mă rog, se nasc multe complicații. Care e primul okay. efect? Anul trecut în 2019, ce crezi că se întâmpla? Mașinile firmelor de rentăcar lăsate fără plăcuțe de poliție în trafic. De ce? Când aveau copii de transportator autorizat la bord. Fantastic. Dar ei nu transportau nimic. Ei doar au închiriat o mașină. Mm-hmm. Ok. Uite, spre exemplu, Andrei Brătucu zice, un sistem prin care fiecare mașină e tokenizată și rentingul presupune schimbarea unui NFT la care atașezi date și poze la fiecare închiriere în dol. Ca să le înscrii toate în blockchain, să nu mai stai cu pozele pe Dropbox. Foarte frumos. Gen un Zipcar mai avansat. Foarte frumos. Elegantă soluție. Deschis. Da. Foarte ok. Nu? Și le încarci într-o, efectiv, că într-un blockchain nu se mai poate modifica foarte și okay. poate vine să comenteze, nu? Problema este că legea nu-ți permite, ai oferit o activitate în afara legii, practic. Uh-huh. Mihai Baractaru, sunt în concediu și din greșeală fac un accident și este vina mea, iar eu nu aleg opțiunea de asigurare decât atunci când plătesc serviciu. Cum ar trebui să reacționez? Declar dauna la poliție, da, ai proces verbal, nu faci amiabilă, deci nu faci amiabilă cu mașina. Fără amiabilă cu mașina de rentăcar, exact. Ok. Ai actele de la poliție, pierzi maxim valoarea garanției dacă n-ai fost băut și dacă n-ai plecat de la locul. Pierzi maxim garanția doar. Da, dacă ai rupt o oglindă și oglinda e 100 de euro, ai pierdut 100 de euro. Din garanție. Cer frumos un deviz de reparație. Okay, da, dacă reparația e mai scumpă de 100 de euro? 100 de euro ai pierdut. Și chit că e 10.000. Și dacă îmi cere mai mult firma de rentă car, ce fac? O să-mi ceară? Nu, în principiu. Nu? Nu. Întotdeauna am crezut că o să-mi ceară și luam asigurarea aia scumpă. Nu. O să-și ceară cât ai avut valoarea garanției. Mamă. Deci dacă știam chestia asta, economiseam mult 100 de euro până acum. Adică dacă ai garanție 100 de euro și ai făcut mașina ZOP și a fost 11.000, tot 100 de euro pierzi. Dar s-ar putea să te trezești că ești pe un blacklist. La un moment dat. Adică dacă ai luat 3 mașini... Aveți un blacklist comun cu alții firme de rentăcare? Există o chestie în astea? Da, și nu există o chestie genul ăsta pentru furturi, da? În sensul că firmele comunică și te prinzi de comportamentul suspect. Există anumiți markeri care îți indică că un client e suspect sau nu. Manualul de 400 de pagini care... Cum exact. A venit și... Ceva de genul. Ok. Mause. Dacă vrei mașina, contacta rombuchnici.ro. Era o glumă. Da. Nu mă grăbesc foarte tare cu vânzarea, dar m-am legat de ideea asta. Bun. Ok. Băi, ai zis să terminăm în glorie, că e ora 10 și poate vreți să mai faceți și altceva duminică seara. Cred că a fost unul dintre cele mai profitabile IGDLCC-uri. Știi la ce vine IGDLCC? Nu. Vă spun eu. Informații gratis despre lucruri care costă. Corect. Nu? Chiar nu puteam aniversa această zi
a Europei cu mai multe informații despre lucruri care costă, pe care le-ați obținut gratis. Tot ce vă cer la schimb este să-mi dați like-ul ăla. Like, like, like și share. Știți de ce vă cerem like-ul? Vă cerem like-ul pentru că algoritm, pentru că TikTok-ul omoră YouTube-ul, nu știu dacă știți. Dați-ne un like ca să ne ajute să ne ridice sus acolo, pentru că merităm. Facem content valoros și... Și cine știe, poate dacă sunt suficiente like-uri, ne hotărâm să lansăm servicii cu mașini electrice. La câte like-uri lansați servicii cu mașini electrice? La 10.000 de like-uri lansezi... Trebuie să existe cerere, trebuie să vedem că există cerere. Când am început cu mașinile de lux, eram la modul... Se uita lumea la noi ciudat pe stradă. Uh-huh. Cine închirează așa ceva? Și uite că a funcționat. Eu câțiva, da. Și uite că a funcționat și a funcționat foarte bine. Dacă există cerere pentru ceva, o să apară. E evident. Așa este. Mulțumim dacă ați dat like. Mulțumesc dacă dați share. Și chiar ne ajută. Trebuie să insist. Știu că ăștia care mă urmăresc pe mine sunt peste 30. În medie de vârstă se duce spre 40 de ani deja. Că așa sunt și eu. Sunt și oameni mai tineri. Și știu că nu prea vă place asta cu like-ul și cu share-ul. Băi, dar avem nevoie de chestia asta. Trebuie să ne susțineți și voi pe noi cumva, să ținem luminile aprinse. Dați like și share ca să crească algoritmul și poate că luați în calcul unii dintre voi să plătiți membership. Ăla măcar ăla de 2-10 lei, nu trebuie de neapărat să dai 249 de lei pe lună. Dar eu cred că ți-am economisit niște bani și cred că merităm susținerea ta, pentru că iată, facem astfel de materiale cu oameni care nu sunt vedete, dar au informații gratis de oferit despre lucruri care costă foarte mulți bani. Emil, îți mulțumesc. A fost o plăcere. Ți-a plăcut? Foarte frumos. Și dacă lucrezi într-o industrie și ai ponturi de genul ăsta și ești la fel de vorbăreț ca Emil, scrie pe contact@rombucnici.ro și aș fi tare bucuros să aduc informațiile astea în fața unei comunități care le va folosi cu siguranță, pentru că dacă ne rămân tuturor mai mulți bani de cheltuit, o să ne fie tuturor mai bine, da? Haideți să ne ajutăm unii pe alții, inclusiv cu astfel de informații, ca să ne fie mai bine împreună, pentru că suntem niște oameni mișto aici și care cred că merităm. Cam atât. Ca de obicei, acest IGDLCC va fi disponibil și în format audio, pentru că a fost un live, va fi disponibil în format audio un pic mai târziu pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer și pe oriunde mai aveți voi vreun podcatcher, inclusiv pe bucnici.ro/podcast. Mă poți găsi în paralel, deocamdată testez și o platformă, uite, am uitat să fac plasarea, fii atent, aveam o plasare pe ziua de azi și eu și am uitat-o, o zic la final. M-am parteneriat cu cei de la chemo.ro, cu Kappa, kmo.ro, care oferă site-uri la cheie pentru cei care nu au încă site-uri, nu s-au digitalizat și poți să vezi cum funcționează pe george.ro, pe care, dacă sunteți de acord, o să trecem și buhnici.ro ca platformă, care arată mult mai bine, e mai rapid și ranchează mai bine în Google. Așadar, intră pe chemo.ro și cere o ofertă de preț pentru un site, un magazin online, un site de prezentare, ce vrei tu, de la niște oameni foarte deștepți aici din România care fac o treabă excelentă, testează să vezi cum funcționează la mine pe george.ro. Și am făcut și plasarea, dar am făcut-o doar la final. Încă o dată, Emil, îți mulțumesc, vă mulțumesc și vouă, să aveți o seară bună, aveți grijă de voi, unii de alții, vaccinați-vă, că noi vă iubim. Numai bine.